Pâinea. Cât e pâinea? Cât e, domne, pâinea? Dincolo era mai ieftin. Am parafrazat cea mai cunoscută reclamă de la noi, pentru că la asta m-am gândit atunci când am văzut 4 deputați PNL sincer îngrijorați de creșterea prețului pâinii în Afganistan. Păi așa mai zic și eu. Premierul nu are habar de prețul pâinii la noi. În timp ce 4 amețiți din Parlament nu doar că știu toate prețurile la toate pâinile, dar mai știu și cât costă lipia aia de o mănâncă afganistanezii. Ăia, sau cum le zice în mod corect. Un deputat liberal a dus analiza economică și mai departe și a remarcat atent. Scumpirea pâinii este un fenomen global. Vezi? Asta mai zic și eu, să fii conectat la realitate. Să observ cu atenție și cu îngrijorare. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, o emisiune în 3 părți, cu 3 invitați. În prima parte vorbim despre bucătăria românească. Știu că vă gândiți ca de fiecare dată, așa cum am gândit și eu vreme de 10, poate 20 de ani, la sarmale, la ciorbă de burtă, la piftie, nu e vorba, e vorba despre o bucătărie românească, așa cum își doresc bucătarii cei mai importanți de România, ca bucătăria asta să ajungă în primele bucătării ale lumii. E vorba de o bucătărie românească reinterpretată, dacă vreți un fine dining, nu știu ce înseamnă, dar îmi place cum sună, al bucătăriei românești. Și pentru asta l-am invitat pe Cătălin Bejenariu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ești foarte tânăr, că faci cu foarte multă pasiune asta. Câți ani ai? 28. 28 de ani. 28, da. La 28 de ani eu nici nu știam pe ce planetă sunt. De-aia am și vrut să cobor la prima. Să-și anoteze cineva pe asta, dacă se poate, dacă nu, nu e problemă. De când faci bucătărie, Cătălin? Parcă o fac de o viață, sincer. Dar de 8 ani. De 8 ani? De 8 ani am intrat în bucătărie, da. A zis cineva că atunci când intrăm în direct oprește aerul, că nu e condiționat, poate a plecat între timp. Eu trebuie să recunosc din start, ca să captezi, să captăm atenția auditorului, care oricum nu se uită, că eu am mâncat la restaurantul unde tu ești, cum se zice, bucătar, șef, șef, care este denumirea corectă? Că ai lucrat și în afară, nu da, de altceva. Da, corect ar fi head chef, bucătar șef, cum ar veni la noi în România. Head chef, sună bine. Head chef, da. Head chef. La mai european. Câți ani ai lucrat în afară? Am lucrat în total 2 ani și jumătate. Și? Unde? Cum ai ajuns acolo? Cum ai ajuns la pasiunea asta? Încet, că nu-ți fac nimic. Da. Cel puțin la început. Cred că am ajuns dintr-o curiozitate, cum ajung majoritatea bucătarilor. Îmi doream, adică mă uitam pe YouTube la tot felul de filmulețe și nu înțelegeam tehnica sau ce fac, că aici o să revin. Cum se face? Da, aici o să revin și la ce a spus dumneavoastră, că sună fine dining, o să vă explic ce înseamnă în viziunea mea fine dining. Din curiozitate, am mers în Anglia, am început de la un restaurant slăbuț și am ajuns să lucrez la Stele. Dar de unde pasiunea ta pentru bucătărie? De acasă? Tu ești din Timișoara. Da, din Timișoara. De acasă nu. Mama... Nu, nu de acasă. Mama ta nu gătea bine? Deloc. Nici acum incredibil. Da. Nici bunica. Adică nimeni în familie n-a gătit bine. Păi da, voi în ce familie erați? Ce erați? Da. Nu știu de unde... Păi la mine bunica mea gătea dumnezește și acum simt aroma mâncărurilor făcute de ea la vatră, îl îngățesc, așa am fost crescut. Bunica din partea tatălui, îi spunea mama, bunica mea din partea mamei gătea la fel de dumnezeiește. Adică și de acolo mama și așa mai departe, surorile ei, adică eu am fost răsfățat când eram mic. De ce nu găteau acasă? Găteau acasă, dar nu găteau bine. A, nu găteau bine. Da. Păi și tu acum spui. Eu cred că din cauza că nu aveau timp. Adică bunica... Eu am bunica din partea mamei din Hândrești, de lângă Târgu Frumos, din Moldova. Și mare parte am copilărit acolo. Adică și eu am memoria gustului de cozonac, de, nu știu, legume din grădină sau făcut la jar sau plită. Dar nu aveau timp, efectiv. Bunica și nici mama... Deci nu de acolo. De unde ți-a venit atunci? Nici nu știu. Asta m-a întrebat și Răzvan. De unde? Nu știu. Răzvan este cel care deține restaurantul Cane, pentru că așa se cheamă. Da. Un restaurant în București, interesant, unde am fost. Am văzut foarte mulți străini. Cum ajung străinii la voi, apropo? Păi, prin recomandări. Și ce li se spune? Care este, să spunem, reclama despre Cane?
Cred că la străini e simplu să înțeleagă. Adică străinilor, dacă le spui fine dining și ei deja... România? Da, în România ei cumva sunt... Asta spun, că ei știu la ce vin. Spui că e fine dining despre România sau cu mâncare românească, nu? Da, cu ingrediente românești. Cu ingrediente. Da. Iar noi unde vrem să ne axăm și să targetăm e piața locală. Acolo ne dorim foarte mult să... Adică și românii să înțeleagă ce facem și să vină, să fie și curioși. Să vină, să vină, normal. La fel ca străinii. Chiar stăteam și observam și cu Răzvan și cu ceilalți oameni din bucătărie. O mare problemă este că nu vin relaxați românii la restaurant. Și am întâlnit de multe ori chestia asta. Adică am încercat să ies eu să-i relaxez sau să merg să fac o glumiță la masă. Sau... De ei, ce? Pentru că ei considerând că dacă vin la fine dining, vin la... Nu știu cum să descriu, la o chestie care trebuie să stea într-o anumită poziție, să mănânce într-un anumit fel, să respire. E o prostie asta. Este, dar sunt încordați. În schimb, cu străinii este mult mai ușor. Domnule, am venit foarte relaxat, de-aia am stat vreo 3 ore, 4 ore, nu mai plecam de acolo. Aminte. Pentru că am luat tot meniul și o să vorbim despre meniul de acolo. Colegii mei dau deja câteva poze. Și în Anglia, cum a fost experiența? Ai lucrat la un restaurant... Normal, la început, după care... După care am vrut și mai mult și am mers, am lucrat la Ostea și acolo am învățat, practic, în primul rând, disciplina aceea. Stai că ajungem, că dacă le spui, vorbești românilor despre disciplină, i-ai pierdut cu totul. Care era diferența între un restaurant normal și un restaurant care avea Ostea? Păi aici, vorba de disciplină, era diferența și pur și simplu de respectul față de ingredient. Asta era diferența cea mai mare. Dezvoltă, nu te opri aici. Ce înseamnă? De exemplu, și un pub afară folosește un morcov. Uh-huh. Dar și un restaurant cu ostea sau cu stele folosește același morcov. Ideea este de cum îl pun în valoare sau ce poate să facă din ei. Și aici eu cred că tehnica, fine dining este de fapt o tehnică. Asta e pentru mine descrierea fine dining. Este o tehnică. Cum aplici o tehnică, morcov are toată lumea sau, nu știu, hreana. Contează și de unde e morcovul? Contează foarte mult. Păi asta spun, că contează și de unde e ingredientele. Și de unde, de unde luați ingredientele voi de la cane? Noi legumele le luăm de la Nea Tavi. Sună așa poetic, dar chiar nu este poetic. Sună, chiar lucrăm cu el de la vechiul cane. Avem 4 ani aproape de când lucrăm cu el. Și Nea Tavi de unde face? În grădină, în curte? Are în grădină, da. Are solare. Am fost și la el lângă Balotești. Dacă nu mă înșel, nu mai știu exact... Și de la emoții nu mai mi-aduc exact aminte localitatea. Dar nu ai de ce. Da. Nu trebuie să ai emoții, pentru că stăm de vorbă ca și când am stat la tine la restaurant. Gândește-te că e... Nu te mai grăbi. Gândește-te că suntem la cane și că eu sunt invitatul tău înainte de a mânca. Și atunci stăm de vorbă despre ce faci tu și vreau să mă convingi pe mine și mai ales pe cei... Pe mine mai convinși. Și o să vorbesc despre asta și mai ales pe cei care stau în fața televizorului, că ce spui tu este... autentic, este adevărat și de ce nu să vină să încerce ce faci? Te ascult. El, în principiu, este omul nostru de legătură, ce înseamnă nu neapărat mai legume. Și, nu știu, de exemplu, sunt oameni care poate nu au legal contract să vândă și atunci el are contract și e așa un om de legătură și la fructe, nu neapărat doar legume sau, de exemplu, dacă are pe cineva care are brânză bună sau, pur și simplu, pentru noi Nea Tavi este un om de legătură. Mm-hmm. Am înțeles. De unde luați... legume și fructe de bună calitate. Da, de la producători locali care cresc asta în grădină, eventual la solar pe perioada iernii. Da, solar și pe timpul verii. Celelalte ingrediente? Celelalte ingrediente... Cu ce lucrezi mai mult? Ce te... Legume. 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 Adică visul meu, să zic așa, este încă lupt cu Răzvan în ghilimele, este să avem un tasting menu doar pe parte de legume, adică doar din legume. Să nu mai avem carne sau pește sau... Pentru că eu am înțeles, poate și din frustrări și că m-am lovit de atâtea, nu știu, să zic așa, marfă care nu este de calitate și am găsit legumele cele mai de calitate. Carnea, în schimb, la noi în România nu prea este de calitate. Carnea de vită, peștele, nu mai zic. Și atunci... Păi peștele poți să-l aduci de afară, adică nu vorbeai vrem de ingrediente românești, numai românești. Evităm să aducem de afară. Un găsești în România. Da, da, dar nu este constant. Nu e constant. Adică de multe ori eu nu m-am lovit să mă sune furnizorul. Dar toți producătorii avem problema asta constantă. Este un pic frustrant, adică să te sune cu 2 ore înainte să vină, sau 3 ore înainte să vină oaspeții, eu nu am să aduc marfa. Păi eu ce fac acum? Nu este o mâncare pe care, nu știu, o tragem la tigaie și o terminăm în 2 minute sau o facem sote. Cât timp ți-a să pregătești un meniu
să spunem, o masă de 4 persoane, așa cum am fost noi, și luăm tot meniul a la carte. Că ai două meniuri în principiu a la carte, da. Unul cu mai multe feluri, nu? Da. Și altul cu mai puține feluri. La meniul principal, câte feluri sunt? La meniul lung sunt, cu tot cu snack-uri, sunt 12 feluri. 12 feluri. Da. Cât îți ia să pregătești până să gătești cele 12 feluri de mâncare? 14 ore. 14 ore? Da. Excludem chestiile care sunt fermentate sau murate, care durează 2-3 luni. Le pregătim dinainte. Asta... Am înțeles, dar pentru 4 persoane să gătești, da, să pregătești toate ingredientele înainte de a le găti, da, a le pune pe masă, 14 ore. Plus, să zicem, 3-4 ore în ziua respectivă, că sunt anumite chestii sau flori sau decor care nu poți să-l faci cu o zi înainte. Trebuie să-l faci cumva o oră, o oră, două înainte de... Spuneai că fine dining înseamnă o tehnică. Da, înseamnă. La ce se referă aceasta? Sau ce înseamnă această tehnică, mai ales pentru tine? Da, pentru mine, de exemplu, înseamnă... Toți avem un morcov. Dar tehnica, cum ar... Cum îl pregătești? Da, cum... e ca un, nu știu, un meșter ce cioplește. Toți au o bucată de lemn. Dar el alege ce să facă. O deci minge, asta o floare, face diferența? Da, morcoful avem toți. În schimb, maestria, să zic așa, este a fiecăruia ce aleg să fac cu el. Să fac un gel, să fac o pudră, să fac un chips, să-l fac un steak, să-l tratez ca pe bucat de carne morcovul. Ce aleg să fac cu el? Cam despre asta e vorba. Mm-hmm. Și toate celelalte lucruri cu care îmbraci acest morcov sau îi dezvolți gusturile, le amplifici, sunt exact ce spuneai. Din ce faci aceste geluri, aceste pudre? Care sunt, de unde te inspiri și cum faci asta? Păi, în mare parte, iau un produs de bază, mă gândesc ce pot să găsesc în sezon. Păi, rămânem la morcov. Găsesc morcovul, îl testez, este bun, vorbesc cu neatavii, zic, adum doar de ăsta. Și atunci încerc să amplific aroma. Mie tot timpul mi-a plăcut personal să lucrez pe mai multe straturi. De exemplu, să fac mai multe texturi dintr-un morcov în farfurie. Adică să arăt mai multă tehnică dintr-un morcov. Să fac o friptură de morcov, gel de morcov, chips de morcov și un sos de morcov care să fie combinat în aceeași farfurie și toate să... Asta este tendința la nivelul fine dining-ului, pentru că am mâncat și în alte părți. Da. Și atunci, dacă ai un produs care îți place, de exemplu o sfeclă roșie, te faci un gel de sfeclă roșie, faci un fel principal de sfeclă roșie și așa mai departe. Așa evităm și food waste, adică să aruncăm anumite părți, nu știu, curățăm un morcov din... Pot să-l bag la cuptor cu puțin zahăr și îl fac chips sau îl fac gel dacă scot suc sau... Adică cumva... Ținem cont și de... Cât înseamnă tehnică, apropo de ceea ce ne povestești, cât înseamnă inspirație, da? Cât înseamnă improvizație? Pentru tine, personal. Fiecare bucătar are personalitatea lui și așa mai departe. Păi, încă n-am ajuns să stăpânesc tehnica foarte bine. Nu. Pentru mine este tehnica prioritară. După aceea este inspirația. Știi care e chestia? Tu ai un mare dezavantaj acum în momentul în care te privesc românii și mai ales care vor să facă asta. Că tu vorbești de două chestii esențiale. Tehnica, da? Și disciplina. Adică la noi lucrurile astea sunt destul de șubreze atunci când e vorba de a fi implementate, mai ales disciplina. Și apropo de asta, uite, vorbeam înainte de emisiune. Eram la un moment dat la ATN Plața și ne-a dus pe terasă mai devreme pentru că n-am știut la cât se deschide. Și era o ședință cu personalul, chiar bucătari și așa mai departe. Armată. Aia numai că nu salutau și nu băteau pas de defilare. Și tu știi ce înseamnă asta. Da. Adică, cumva este și un cer vicios. Când ești acolo, ți se pare, pentru început, cum mi s-a părut și mie în Anglia, puțin absurd, dar după aia parcă devii dependent de acea disciplină, de acea armată. Adică, proceduri în același timp. Da, pentru că totul are o logică, totul este structurat. Totul e ca la carte. Totul într-o direcție. Deci absurdul ăla care ți s-a părut la început, ți-ai dat seama după un timp că are înțelesul lui, are înțelesurile lui. Și am ajuns să fiu dependent de el. Asta încerc să și formez la noi, cel puțin pe restaurantul nostru, că avem de gând să deschidem mai multe proiecte și mai multe... Încerc să creez o disciplină, pentru că eu merg pe filozofia asta și nu mai știu... Care nu prea dă greș. Da, dar mie mi-e foarte ușor să învăț pe oricine să facă un sos. Oricât de greu ar fi sosul. Dar mi-e imposibil să-i dau cei 7 ani de acasă. Eu n-am cum să-i dau. Tu ești filozof, nu ești bucătar. Nu. Câtă dreptate ai. Adică
Ești foarte, foarte drăguț. Nu, eu mi-aduc aminte de la începuturile carierei mele de ziarist, o să râzi, primele lucruri au fost de educație, dacă vreți, sanitară. Deci nu e nicio exagerare. Deci e greu cu oamenii în România? Foarte greu. Foarte greu și nu zic asta la că toți o zicem. Nu te plângi. Mă și plâng în același timp, dar încercăm să ne păstrăm concentrați și să găsim că dacă doar, dacă doar mă plâng, celălalt se plânge, nu rezolvă. De ce, Cătăline, foarte greu? Păi, efectiv, nu știu. Educație? Că tot vorbeam de aia. Cred că de acolo pleacă. De la educație și nici de... Nici școală? E de când suntem mici. De când suntem mici. Pentru că, nu știu, încă discutăm. Eu și răzvan... trebuie să fii făcut pentru meseria asta. Se poate și învăța. Se poate și învăța. Adică pofta adică mai bine și... nu e o meserie și... de talent, până la urmă, de inspiră? Nu, neapărat. Nu neapărat. Pofta mai vine și mâncând. Adică poți să fii, eu consider în felul următor, un om, un bucătar poate să fie talentat și alt bucătar poate să fie extrem de muncitor. Pentru mine sunt la aceeași valoare. Pentru că și cel foarte muncitor sau bun executant pentru mine este un talent. Pentru că este muncitor și un bun executant. Și bun executant. Bun, să spunem că se uită oameni la noi, aia care sunt câțiva, familiile, frații, surorile, cu nona de flori. Ce le-ai spune ca să îi faci să vină la Cannes? Le-ai spune ce? Și o să dăm și imagini, să vorbim și despre felurile de mâncare, pentru că timpul trece foarte repede și nu mai avem... Asta, cum spuneam și înainte să înceapă emisiunea, este o chestie de... E greu de exprimat, e mai mult de simțit. Nu știu, aș veniți zice, să simțiți. Dacă fiecare e curios ce putem face din ingredientele noastre, să vină la... Hai să vorbim testeze... despre câteva feluri de mâncare, să dăm poză. Spunem câteva feluri de mâncare de acum, sau care a fost importantă la Cannes, pentru că am înțeles că din data de 25 septembrie, da, după congresul PNL... 29. A, 29. După congresul PNL va fi un nou meniu și o să ne spui un pic despre asta. De până acum, zim câteva feluri de mâncare care ți-au plăcut și care au plăcut foarte tare. Da. Ia zile, ce avem aici? Aici, sau altele despre care. Aici e o fotografie. Da, aici este un snack, deși nu pare un snack, este un snack. Da. Neata avea venit cu legumele, este un sparanghel, cu glazat cu suc fermentat de sparanghel, un morcov, tot așa, semi-fermentat, o salată, aici am lăsat-o cât mai naturală, și o ridiche pe care o glazam cu un sirop de fân ars. Este sirop de fân ars. Adică eu sunt prost sau ce? Este un... Ai auzit, notează, sirop de fân ars. Neam de neamul vostru, neam de neamul tău, Gianina, n-ai auzit de sirop de fân ars. Zi, știe broasca ceoceanu, așa zi. Este un snacks, l-am, fiind pe bază de legume, noi îl serveam pe gheață și îl serveam cu două emulsii, să zic așa, două... Emulsii, e foarte bine. Emulsii, da. Să nu le zici sosul, că sunt emulsii. Da, nu sunt sosuri. Nu sunt, da. Unul de semințe de floarea soarelui și celălalt era de drojdie arsă. Ce face asta cu mine? Incredibil. Eu nu trebuia să-l invit. Mai departe. Uite, apropo de ce tot ceea ce spune Cătălin, că poate pare surprins și că eu am fost acolo și în alea 12 feluri, culmea, unul foarte puțin le-am mâncat pe toate. Nu neapărat pentru că erau porțiile foarte mici, cu toate că ele sunt să le... E o degustare permanentă ceea ce e acolo, dar pentru că mi-au și plăcut toate, că nu mâncam, dacă nu-mi plăcea ceva, nu mâncam ca să mănânc totul în farfurie, că a trecut perioada asta. Cu toate că de multe ori au avut vocea mamei, vocea... nu m-a forțat nimeni. Dar îmi spuneau că e bine să mănânci din farfurie, cred că tata e singurul care mi-a zis, săracul. Sunt de mâncat toate. Aici ce avem? Aici avem mai multe texturi de roșii. Noi l-am denumit în farfurie 48 de ore mai târziu. Avem 3 texturi de roșii. Avem roșii semi-fermentate, roșii coapte și roșii noi le zicem compresate, adică le vidăm într-un lichid de... Și le treceți cu compresorul peste ele. Da. Este un lichid de 10% sare, apă de roșii, și se servea la masă cu un consome de roșii care chiar dura 48 de ore. Adică se luau roșiile, se tăiau mare, ciobănește, să zic așa. Da. Se amestecau cu ciobănește, ceapă, cu ierburi, se sfârmau cu mâna și se lăsau 48 de ore într-un picurător, să zic așa, și acolo picura un consome, un fel de supă limpede. Și acela... Supă clară. Da, uite, apropo, la 0747800800, pentru că mai avem
măcar 10 minute din această emisiune. Orice întrebare pentru băiatul ăsta care îmi place și îmi place cum vorbește și îmi place mai ales faptul că el crede în ceea ce face și că el crede în educația lui și în disciplină mai mult decât în talent. Pe undeva, fără talent, nu prea se poate. Dar uite că se poate și asta. Sau măcar în egală măsură se poate. Un băiat bine educat. Bună seara, mult succes în carieră. Sunt cu ochii pe el. Întrebări pentru Cătălin întrebări legate de bucătăria pe care o face el. Hai să mai dăm un fel de mâncare și să ne vorbească despre ele. Luăm o pauză apoi. Asta e singura voastră preocupare, să luăm o pauză și eventual să ieșim din emisie, că astea sunt chestii, detalii care nu mă interesează. Altfel de mâncare. Aici sunt... Asta mi-a plăcut, da. La nebunie. Asta a venit așa după foarte multe controverse la noi în bucătărie. Brioșa, deși la, să zic așa, la ora actuală pe trend este să toată lumea face pâine cu maia. Și mie îmi place foarte mult pâinea cu maia. Foarte mult. Dar cumva nu găseam la fel de gustoasă ca și brioșa. Și am zis, ce aleg? Să merg cum e trendul, că toată lumea face pâine cu maia, că e sănătoasă, că e ușor digerabilă. Că... Asta e un fel de cozonac, trebuie să recunosc. Brioșa cu sirop de lavandă și sare. Oribil. Deci era ca un cozonac din copilărie, cu toate că, să spun, ingredientele erau, adică în copilărie, nu știu, cred că aveam lavandă pe undeva până vii, dar mi s-a părut wow. Și ideea de sare, foarte tare. E dulce, sărat. Iar lângă avem o pâinică mică cu ovăz, bere neagră și lapte. Ați auzit? Ovăz, bere neagră și lapte pentru cei care... Da. Hai să vedem mai departe. Până să dăm și la altfel de mâncare, spune-mi, te rog, ce asta? Aici avem un păstrăv, că tot vorbeam de păstrăv. Da. Semi-afumat. Înainte îl gătim la sous vide, la temperatură joasă. Ăsta-l sorb, ăsta din apuc să pun furculița pe el. Îl aspir. Îl gătim la temperatură joasă, după care îl afumăm la rece. Și pe deasupra era un sparanghel alb fermentat. Și îl serveam la masă cu, în ghilimele, un gazpacio. Dar cum îl văd eu, de castravete? Cum vezi? Că mi-mi place gazpacio foarte tare. Nu de roșii? Nu, era de castravete. Ah, gazpacio de castravete. Da, era mai mult o bază de gel lăsată mai lichidă. Adică era un gel, nu era chiar un gazpacio. Un gel aproape curgând. Da. Ca un, nici sos nu era. Era un... Și îl serveam cu ulei de mărar. Păi bun, acum vreau să te întreb, sigur că ai învățat și o să vorbim de stagiu de o lună pe care l-ai făcut la un restaurant, 3 stele are, nu? Da, la Geranium. Geranium în Copenhaga. Ce să zic acum, asta au și Geranium. Aș fi dorit să fie mai lung, dar... Nu s-a putut. Copil, familie. Ai copil? Câți ani are copil? 2 ani. 2 ani, să-ți trăiască. Mulțumesc. Asta spuneam că... De exemplu, la păstrăvul ăsta, ingredientele la 2-3 pe care le-ai pus, cum ți-au venit? Întreb și eu, la caracal, îți dai seama. Am mâncat roșii cu brânză toată copilăria. În principiu, știu că sună egoist, dar chiar așa este, e ce aș mânca eu. Eu așa gândesc un meniu. Adică am încercat înainte să gândesc cu ce ar mânca alții și... Păi, drăguțul meu, dar tu totuși nu ai venit din drumul taberei. Tu ai fost un pic în Anglia, ai fost pe undeva. Adică, sigur că nu este un mod egoist, dar trebuie să adresezi totuși unui public care are, cum să zic, care are un pic de experiență, de un pic. A fost în câteva restaurante. Că dacă vin eu de la Caracal și îmi dai păst ăla zi, ce mi-ai dat la început la roșiile aia, eu care am mâncat roșii cu brânză, e greu. Dar, până la urmă, fiecare om este important ca să experimenteze. Și cred că asta e cel mai important lucru în viață. Eu am făcut întotdeauna asta. Să experimentezi, să îți educi gustul și gusturile în permanență. Să nu zici nu la nimic, să le încerci pe toate. Iar unele lucruri le înveți după ce le guști de mai multe ori. Nu se învață nimic de la început. Cred că ai văzut asta. Hai să dăm mai departe. Mizeria asta? Aici avem un șalău. Bine, și alăul nu se vede, dar e ok, da, este ascuns. Pe teamă că o să-l văd, eu s-a ascuns sub o frunză de... De salată romană, tot de la Neatavi. Aha, sărat. Și de desubt, adică cum ar veni pe pește, avem un, să zic, un ragu, în ghilimele, de castraveți semifermentați. Iar lângă, în dreapta, este un gel de castravete. Și la masă îl serveam cu un sos de lapte bătut. Sos de lapte bătut. Da.
Sens să nu chemăm că ne strică tot. Nu știu, frate, dar ne bagă cu sosul de lapte bătut. N-am mai băut lapte bătut de când era mic, nu prea se mai găsește. Vreau să te întreb, hai că o să dăm pauză și mai vorbim după aia, dar înainte asta, spune-mi, dacă ai fi să mergi, da, spuneai la un moment dat un interviu pe aici, am citit mult din ce ai zis, spuneai că îți propui cu Răzvan, care este patron acolo, să cane să intre în top câte? Top 50 de restaurante cele mai bune din lume. Da, adică ne dorim foarte mult asta. Adică, cred că oricine din România care... E asta, să intri în primii 50, crezi că se va întâmpla? Este posibil, deși nu este neapărat un scop. Adică nu... V-ați dori, e o dorință. Este o dorință, dar eu cred că o să vină ca o consecință a muncii. Eu chiar cred întotdeauna asta. În schimb, scopul este să creăm o valoare și chiar să... Cumva să fim... Eu genul de om practic. De asta o consecință a bătăilor aplicate de tatăl meu a fost faptul că am reușit în viață. Deci el și-a propus să mă bată de mic să reușesc în viață. A reușit. Adică la fel și la voi. Vă doriți să reușiți să intrați în topul celor mai bune 50 de restaurante din lume și consecința faptului că vă doriți și că munciți în acest sens, probabil că se va întâmpla. Și să creăm o disciplină asta foarte mult și o valoare. Chiar și o marcă. Categoric. O marcă. Categoric. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să fie un concurs, e un concurs imaginar, și în urma acestui concurs să intri în primele 50 de restaurante din lume, la care să participe lumea, cu un singur fel de mâncare. Care ar fi felul de mâncare pe care... Concentrează-te. Da. Respiră. Știu, nimic nu e ușor pe lumea asta. Care e felul de mâncare cu care te-ai duce? Foarte relaxat? Și l-ai propune de la cane, de la tine, pentru că ție-ți place, pentru că îți place ție. E foarte greu. Adică au fost foarte multe care... Unul care te-a inspirat și ți-a plăcut în egală măsură. Pentru că trebuie să mai spun ceva. Nu e vorba de reclamă, iartă-mă o secundă. Mâncarea la voi este o fiță, dar este și gustoasă. Pentru că cel mai multe lucruri de acolo aveau gust și te inspirau. Care ar fi felul? Iată-mă. Cred că aș merge cu... Avem acum în meniu o vânătă, să zic așa, care este coaptă și este umplută cu un gel de brânză horezu. Este o ceapă murată și semi-fermentată pe deasupra și la masă se servește un sos de ceapă arsă. Cumva cred că ăsta este cel mai autentic gust românesc la noi din meniu. Ce bine sună! Adică este, pot zic, singurul preparat care orice român s-a regăsit în el. Orice român. Se regăsesc multe. Orice și brânza român. Și vânăta și toate. Da. Da, e bună propunerea ta. Îmi place. Asta ar fi. Vânăta aia în cât timp se pregătește? Ce-i faci? O pui la fezandat, o pui la copt, o pui la... Cum o pregătești? O gătim la grătar înainte, îi scoatem semințele și le punem într-o formă, într-o presă. Acolo trebuie să stea 6 ore. După care o deschidem, să zic așa, o umplem cu un gel de brânză horezu. Uh-huh. Știi că am văzut o saltă de vindă cu tot cu sâmburi, cu asta cu semințe? Nu cred și că... Și arăta bine și era și foarte gustoasă? Eu nu cred că mai este greșit ceva în ziua de azi, atât timp cât e gustos. Că mulți n-ar combina lapte bătut cu bere sau pește cu lapte bătut, că... Sau, nu știu, ar fi greșit. Atât timp cât este gustos... E lapte pătut cu prune, cred că n-ar fi bine să... Adică... Cred că se poate găsi o cale. Să nu deranjeze, da. Să estompeze cumva se eventualele revoluții care se manifestă local. Nu mai râdesc că vă dau afară din local. N-am avut altă... Da, e și locul, casa pe care ați restaurat-o este foarte frumos. Și foarte simplu și foarte frumos, da. Păcat că nu aveți o terasă mai mare ca să fi făcut. Adică noi știam exact că nu o să avem o terasă încă de când am luat casa. Mm-hmm. Pentru că de asta fiecare cameră are o poveste aparte, de la ceramica de marginea, de la lemnul ars. Fiecare cameră are o poveste și atunci noi cumva, când primim oaspeți și vor să stăie pe terasă, suntem cumva deranjați, să fiu sincer. Da, nu vreau să vă deranjez. Fiecare cameră e foarte specială. Am înțeles, dar știți, românul e cu terasele, crede-mă, asta e dintotdeauna. De la Caragiale încoace să stea pe terasă să bea o bere. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Cătălin să ne vorbească și despre deserturi, de exemplu. Că până acum ne-am vorbit despre filozofie, despre educație, despre disciplină, despre gusturi, despre vânăta făcută la cuptor. Despre ăla pe care prin absorție luam ce era, păstrăvă ăla. Păstrăv, da. Dar aveți și un porumbiel.
ca să zic așa, cum se spune pe românesc. Câmpul lung mușcel. Porumbel de câmpul lung mușcel. Da, n-ai avut altă rimă. Da. Și bă, ăsta cum îl gătiți? Hai că mi se face foame. Îl gătim la sous vide. Comandă la cocoșatul, 4 mici. Sous vide este o mașinărie, să zic. Cred că toată lumea știe ce e în ziua de azi un sous vide. Da. Îl gătim la temperatură joasă. Avem și noi peste tot, da. Da. După care îl finalizăm pe grătar, așa îl numim un termen de bucătărie, și îl ungem cu o glazură de coacăze fermentate. Adică noi încercăm vara să fim cât mai gospodine, să zic așa în ghilimele, să ne punem să la fermentat. Că multe lume ne-a întrebat... Să vă faceți cămară. Cum da, de aveți în... Zmeură iarna. Păi este fermentată și fiind fermentată, rezistă. Sau cum aveți căpșuni. Păi sunt fermentate și fiind fermentate, rezistă. E ca și cum am pune gemuri, cum ar veni, sau... Am văzut, luăm o pauză și vorbim după aia, am văzut foarte mulți străini la voi și acum înțeleg. Adică văzându-i și toți erau în extaz. Locul, mâncarea, tot ceea ce gustau e experiența. Adică, și cred că și pentru fiecare român care vrea să trăiască experiența asta e să meargă. Să meargă la Cane și acum am spus să meargă la Noua. Să vorbim și despre Caiamo, sunt cred că cele mai cunoscute, nu? Da, sunt. În București și la un nivel absolut extraordinar. Luăm o scurtă pauză și... am uitat să vă întreb, că uite, m-am luat cu vorba, am fost captivat de ceea ce ne povestește Cătălin, și anume, orice întrebare pentru Cătălin e binevenită la 0747-800-800. Pauză! Cine e gurme va ajunge cu siguranță la Cane, dar cine vrea acolo nu se duce hămesit. Păi nu e chiar așa, că uite, eu care mănânc puțin, am mâncat toate felurile de mâncare și chiar nu mi-a fost foame. Adică sunt tesaturi, sunt cu cât plătiți omul care scoate sâmburii din vinete. Am o rugăminte, nu mai fiți cărcotași așa, că nu suntem nici noi... sarmalele, cum le-a actualizat? Ai actualizat sarmalele sau ai ceva care să fie aproape de sarmale? Vezi că românii tot cu sarmale și după aia te întreabă de ciorba de burtă. La final, dacă nu te întreabă ei, te întreb eu. Da, nu am actualizat nimic și nu... Și nu vrei să actualizezi? Și nici nu vreau, da. Felicitări invitatului, să persevereze și succes. Sunt o mare iubitoare de vinete, totuși cât costă un meniu? Cât costă un meniu de pentru o persoană de 12 feluri sau cât? Da, de 12 feluri este 360 de lei. 360 de lei. Sunt 12 feluri, da? Unde putem să-l găsim? Există un site al lui Cane? Da, există și pe Instagram și pe Facebook. Dacă se scrie Cane cu capa. Cu capa, da. Ne găsiți acolo și adresa. Și site? Site aveți sau doar Instagram și Facebook? Doar Instagram și Facebook în momentul. Instagram și site-ul este under construction, cum spune francezul. Spunem de deserturi, pentru că nu mai avem timp, mai avem câteva minute. Un băiat bine educat, mult succes în carieră. Da, păi, uite, asta pleacă de la educație. La noi la partea asta cu educația și mai ales cu disciplina. Ultimele întrebări pentru invitatul meu din această seară. Vă rog, deserturi. Avem poze cu deserturile? Ați omis. Ați omis. De ce n-ai dat poze cu desertul? Zi-mi un desert, că nu mai avem... Păi avem un desert care mi-e drag. Este o înghețată de ceară de albine. Cu înghețată de ceară de albine. De ceară de albine, cu un gel de... Nu te-a înjurat nimeni până acum, așa? Nu. Cu un gel lască? Cu un gel de miere de albine, o spumă crocantă de lapte infuzat cu miere de albine, afine fermentate. Nu e desert ăla, măi. Nu este desert. Nu e desert, nu știu, ea e de la din comună, din dolci. Da, ăsta este un desert. Și pe viitor ne-am dorit să facem lingurițele noastre din ceară de albine pentru desert. Să se topească. Nu se topească. Să se mănânce. Nu. Să se folosească. Să se folosească, da. Am înțeles. Spune-mi de acest stagiu de o lună de zile la restaurantul, celebrul restaurant. La Geranium. Geranium din Copenhaga. Cum a fost pentru tine? Ce a însemnat? A fost o... Pur și simplu a rămas șocat când am intrat acolo. Adică... Să văd, în primul rând, atâția oameni, 20 de bucătari la 30 de locuri, cu ei au doar o singură variantă. 20 de bucătari la 30 de locuri. 30 de locuri și o singură variantă de meniu. Cheamă-l Parafat. 20 de bucătari la 30 de locuri în restaurant, da. Și au un singur meniu. Un singur meniu de degustare, care are 16 feluri. Feluri.
Și, nu știu. Și cât costă? 500 de euro? Exact 500 de euro fără vin. 500 de euro fără vin, vinul fără... costă doar 500 de euro. Da, deci 1000 de euro de persoană, 4000 de euro. Ok, să-mi dai adresa ca să trimit pe cineva, dacă urez pe cineva să meargă acolo. Așa, povestește de acolo, te rog. A rămas șocat în primul rând de disciplină. Adică eu sunt fan disciplină și a rămas șocat de disciplina din bucătărie și cum fiecare... Iată, mă, că deci noi în seara asta, jumătate din timp, am vorbit despre bucătărie, dar de fapt am vorbit despre disciplină. Mie mi se pare extraordinar că faci asta. Bravo. Zi. Pentru că eu chiar am mers cu o întrebare stupidă la head chef și am zis cum reușești să ții 20 de bucătari motivați. Aici, în bucătărie, cel puțin la mine, fiecare trebuie cumva să-l ții motivat, să mergi la el, să-i zici ești bine, uite, mai ați o zi liberă. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis că cum adică să-i motivez eu? Ei știu de ce sunt aici. Și mi s-a părut incredibil. Adică... Danezii e foarte rege, să știi, e cu problemele lor. La noi aici trebuie să-i sufli în cum se cheamă? Se cheamă, mă, când îi sufli? În salată fiecăruia. Interesant este că în bucătărie nu era nimeni danez. Erau doar italieni, greci. Românii se comportă și... absolut excepțional că sunt în afară. I-am văzut are la Londra. Are o explicație foarte care? Bună și mi s-a părut, și asta o să o zic mereu și... Te rog. Românul, când e în străinătate, e musafir. Când e la casă, românul își mai bagă un deget în buric, unul în nas, nu e atent unde aruncă ceașca, dar când e musafir, e atent cum stă, cum vorbește, cum bea apă. Și mi se pare cea mai bună explicație. De aia românul se comportă în străinătate mult mai exemplar. Pentru că e ca atunci când mergi în vizită și să nu ne facem de râs. Nu, în vizită nu mă încoa. Adică, și uite-te domnul Goe, exemplu. Ai văzut că l-a punea dulceață în Șoșoni. Bun, mai departe. Disciplină, motivarea este de partea... fiecare se motivează, nu trebuie, mai ales că n-ai... timp să motivezi 20 de oameni. Da, asta mi-aș dori să fie și ingrediente, felul de mâncare, care sunt cele mai importante, pește, carne, paste. Ce inspiră, ce fel de bucătărie aia? Că nu e bucătăria daneză. Bucătăria daneză bănuiesc că aia mănâncă vikingi la micul dejun. Nu este daneză, dar ei se inspiră foarte mult din bucătăria daneză. Din bucătăria locului. Este eu cred că o combinație între bucătăria daneză și cea franceză. Uh-huh. Zim câteva feluri de mâncare. Au fost foarte multe. De exemplu, am rămas surprins de calitatea ingredientelor și cât de, să zic, cât de simplu le tratează. Nu din punct de vedere tehnic, ci pur și simplu nu încarcă farfuria cu multe arome. Cu... Simplu, două, trei arome, gusturi. Da, de exemplu, era un fel care mi-a rămas mie în cap, chiar se asemăna cu ciorba noastră, să zic așa. Erau un fel de mâncare cu calamari, care înainte erau ținut la brine. Brine este un fel de saramură. Uh-huh. Erau ținuți două zile la acea saramură. Erau congelați, erau dat la feliator, erau ca și spaghetele de subțiri. Și îi serveau cu un sos din grăsime de porc. Adică calamarii găteau la grătar. De mult nu mi-a mai căzut fața. Deci acei calamari care erau puși la saramură, tăiați în felii subțiri, erau într-o grăsime de porc, Da, și erau serviți cu un sos de grăsime de porc. Asta m-a... Are trei stele asta, nu? Trei stele, da. Locul 5, cel mai bun din lume. Sănătate. Cum? Locul 5, cel mai bun din lume. Locul 5, da. Primele 5. Da. Ce mi-ai învățat acolo? În primul rând, să mai mare încredere în mine, că ce facem noi la Cannes, suntem pe drumul cel bun și... Și te-a convins ce ai văzut acolo? Da. Că ești pe drumul cel bun? Da, m-a... Spune-mi, te rog, ce va fi din 28 sau 29, 29 septembrie? Ce va fi la Cannes? Vrem să mergem mai mult pe partea asta de natură și nu neapărat pentru că este un trend sau pur și simplu pentru că mie unul lipsește. Îmi lipsește natura. Mm. Adică și cumva încercăm să reproducem asta în mâncare. Foarte multă natură în mâncare. Și... E adevărat. Uite, îți dau și eu un sfat. Nu știu ce vă certați între acolo. Eu am pretenția că mă pricep la a fi un foarte bun client. Nu vorbim despre altceva. Că altfel, dacă mă pui să fac două tigaie, siguranță nu vor ieși ochiuri românești, ci vor ieși fierte. Nu renunța la ideea de românesc, pește și îți mai dau un sfat, și anume vânat. Nu folosește mai nimeni vânatul. Sigur, prepelița aia, poți să spui că e un vânat. Nu folosește nimeni mistreț, mă rog, și altele. N-ai rost să vorbim acum.
Mi se pare o nișă, un culoar foarte bun să folosești vânat. Știi proprietățile vânatului, care sunt cu totul deosebite față de celelalte animale și așa mai departe. Eu ți-am spus. Dar pește poți să găsești și un sturion de crescătorie foarte bun. Apropo, da, de așa este. Adică sunt câteva. Poți să găsești, nu o să gătești caras, cu siguranță, dar poți să găsești un somn de bună calitate și așa mai departe. Dragul meu Cătălin, îmi place că bucătăria românească este pe mâinile un băiat tânăr ca tine, care are concepte și o filozofie foarte clară despre ceea ce vrea să facă și cum să facă. Și crede că prin munca lui va ajunge acolo, să fie în cele mai bune restaurante. Și a echipei. Și a echipei, bineînțeles, că fără echipă nu se poate. Mie îmi place, nu știu dacă ți-am zis, foarte mult munca în echipă. Eu să dau ordine și echipa să execute. Bănuiesc că te bazezi pe aceeași filozofie. Și mai ales care crede foarte tare în el și crede că va ajunge în cele mai bune 50 de restaurante din lume după munca lui, consecința muncii lui, fără să-și propună neapărat să facă din asta un vis care poate să nu fie niciodată împlinit. Mulțumesc, baftă. Mulțumesc și am să vin la Cannes după 29 septembrie. Cu mare drag. Am să vin și am să împărtășesc experiența mea. Mulțumesc mult. Partea a doua, vorbim cu domnul Jurma. Am înțeles că e prăpăd jale. E jale cu doi de e. Pentru că sunt foarte multe cazuri și autoritățile, ci că e, cum se cheamă, incompetente. Iar în partea a treia vorbim cu un specialist care se pricepe la educație în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că face asta. Din păcate a fost o scurtă perioadă ministru al educației, vorba despre ministrul Mircea Miclea. Pauză. Da, partea a doua este invitatul meu, în partea a doua este domnul Octavian Jurma. Nu ne-am auzit de mult. Bună seara, bine ați venit la Marius Tucă Show, la Alev News, la Smart TV. Ce faceți, domnule doctor? Ce se mai aude? Bună seara, bine v-am găsit. Din păcate ne revedem în circunstanțe tragice pentru România. Din păcate, da, lucrurile nu stau deloc bine și vom vorbi despre asta. Am înțeles că ați fost în Grecia. Cum se comportau oamenii? N-am fost nicăieri de a vă întreb. Era o stare de normalitate sau era teamă? Sau... Era o stare de nouă normalitate, ca să spun așa. Uh-huh. Peste tot, în toate restaurantele, eram servis de oameni care purtau mască, care ne asigurau că sunt vaccinați, care se străduiau să ne facă să ne simțim în maxim siguranță. Uh-huh. De altă parte, recunosc că ne-am închiriat un apartament într-o vilă, într-un sat din ăsta de vacanță, în care nu există real hoteluri. Și era o familie venită de 3 zile, nici n-am apucat să ne cunoaștem, pentru că s-au împachetat foarte rapid și au fugit repede. Și când am întrebat ce se întâmplă, Grecia intrase pe scenariu galben și era riscul ca ei la întoarcere să fie testat și se temeau să nu intre în carantină pentru că nu erau vaccinați. Mm-hmm. Noi, pe de altă parte, eram toată familia vaccinați, inclusiv cei 2 copii, pe noi, indiferent de scenariu galben sau roșu. Deci a fost primul contact cu acest nou sistem de a triaj epidemiologic care a fost care și este. E adevărat, dar nu mai intru, nu vreau să ne certăm de la început că și dumneavoastră și aia nevaccinați la fel transmitați. Dar asta e o altă discuție și chiar nu discutăm acum. Spuneți-mi, vă rog, de ce România a ajuns la 4.000 de cazuri? Cum s-a întâmplat acest lucru? Pentru că vorbiți de mult dumneavoastră despre faptul că vom ajunge aici. Și de ce autoritățile n-au făcut nimic? Care este istoricul? Cum am ajuns de aici, domnule Jurma? În primul rând plec de la premiza unei bune credințe ale autorităților și în general o creștere exponențială este foarte greu de depistat. Eu am atras atenția încă în iulie când tulpina Delta a devenit dominantă, adică peste 50% din secvențieri erau cu tulpina Delta, că am intrat într-o rată de creștere în care numărul de cazuri se dublau aproximativ la 10 zile. Deci această reacție pe care am avut, aoleu, s-au dublat de luni până marți, săptămâna asta cazurilor, se întâmplă de 8 săptămâni. S-au trecut de la 50 la 95, de la 84 la 175, săptămâna trecută chiar de la 1000 la 2000, dar n-am avut o reacție din asta organică, pentru că nu ne-a atins pragul nostru de sensibilitate, ca să spunem așa. Și de aceea, dacă măsurile, ca în cazul unui incendiu, este mult mai ușor să stingi un foc când
arde, eu știu, poate o mobilă sau ceva, decât să lași să cuprindă sufrageria, dormitorul și după aceea să te împancientezi doar când ajunge în sufragerie unde te uiți la meci. Și suntem cumva în situația asta în care deja pandemia a progresat foarte mult, incendiul este foarte mare și abia acum se iau măsuri. Din păcate, această iluzie că dacă a durat 8 săptămâni să ajungem de la 100 de cazuri la 4.000 de cazuri, va mai dura încă 8 săptămâni să ajungem de la 4.000 de cazuri la 8.000 de cazuri, va fi spulberat în zilele următoare, pentru că va dura doar 2 săptămâni, nu 8 săptămâni, să ajungem de la 4.000 de cazuri la 8.000 de cazuri. Astfel încât următoarele 2 săptămâni, care sunt inevitabile din punct de vedere epidemiologic, orice măsură luăm acum, indiferent cât ar fi de drastică, se va vedea abia peste 2 săptămâni. Deci ceea ce urmează este inevitabil. Este inevitabil să ajungem la 8.000 de cazuri pe zi, este inevitabil să depășim 1.000 de internări în spitale la ATI și, din păcate, este inevitabil și deja vedem că ne apropiem de acest prag să depășim 100 de decese pe zi și să vedem chiar și 150 de decese până la sfârșitul acestei luni. De aceea, motivul pentru care am ajuns aici este, în primul rând, neglijența față de măsurile de relaxare. Noi am continuat să luăm măsuri, măsuri de relaxare. Vedeți că pe 1 august eram deja de 4 săptămâni într-o perioadă de creștere accelerată, dar am luat măsuri de relaxare. Chiar și pe 1 septembrie, singurele măsuri suplimentare anunțate au fost de relaxare, de la valabilitatea testului rapid s-a mărit de la 24 la 48 de ore. Iar pe 1 septembrie am crescut de la 699 la 1313 cazuri. Deci a fost deja o zonă foarte accelerată. Pur și simplu, autoritățile nu sunt îngrijorate de situația epidemiologică din România. Punct. Doi, nu ne-am vaccinat. Și ăsta este lucru cel mai simplu. Puteam păstra situația excelentă pe care am avut-o în vară dacă ne vaccinam la fel ca britanicii, la fel ca italienii, la fel ca israelii, la fel ca toate țările care s-au vaccinat, unde s-a decuplat numărul de infectări, pentru că aveți dreptate, Delta reușește să străpungă apărarea produsă de vaccin, pentru simplul motiv că vaccinul n-a fost produs pentru tulpina Delta, a fost produsă pentru o tulpină în ghilimele învechită. Știm că Delta este de două ori mai infecțioasă și mai periculoasă decât tulpina Wuhan pe care vaccinul s-a produs. De fapt, a fost chiar o surpriză plăcută că avem imunitate și la Delta. Nu a fost în prospect că vaccinul ne va proteja de tulpinile care vin. Este absurd. Nici nu putem cere asta de la niște producători să-și imagineze ce o să vină și să facă un vaccin acum 100 de ani care să ne păzească și astăzi. De aceea trebuie să fim tot mai atenți pe măsură ce protecția vaccinală scade și apar versiuni tot mai virulente și care evadează tot mai ușor răspunsul imun, va trebui să apelăm și la aceste măsuri numite non-farmaceutice. Însă noi n-am avut această apărare farmaceutică. Vaccinul a ajutat să se decupleze curba infectărilor de curba cazurilor grave. Ne-am uitat în Anglia, am văzut că și eu au avut cam la fel de multe cazuri în valul 4 ca în valul 3. Am zis, ok, o să avem la fel de multe cazuri, poate mai puține, hai să le spunem că o să fie mai puține, că știți că ni s-a anunțat că vârful valului 4 va fi la 1500 de cazuri. Păi atunci ce stres să mai ai la 1500 de cazuri? Aia e o glumă în România în care noi am trecut prin 10.000 fără să transpirăm, nu? Fără măsuri serioase. Din păcate, ei s-au bazat că se va decupla și nu numai ei, și noi ne-am așteptat să vedem măcar o reducere cu 50% sau proporțională cu vaccinarea și imunizarea naturală prin infectare a numărului de cazuri grave față de numărul de infectări. Această decuplare, cum a subliniat și domnul Gheorghiță zilele trecute, nu se vede în curbă. Vedem că numărul de internări în spitale crește foarte accelerat, la fel de accelerat ca și numărul de cazuri. Mai grav, numărul de internări la ATI crește chiar mai repede decât numărul de internări în spitale. Și asta vedem și din ceea ce ne spun medicii care lucrează în secțiile de ATI, că sunt tot mai mulți pacienți care intră direct în ATI, așteaptă până în ultimul moment, vin acolo, se prăbușesc aproape în curtea spitalului și imediat intră la ATI. Aceasta pentru că tulpina Delta este cu adevărat de două ori mai infecțioasă, dar și de două ori mai periculoasă pentru o persoană nevaccinată. Deci la această categorie, pentru că vedeți 80% din cazurile grave și 90% din decese se întâmplă totuși în rândul celor nevaccinați. Deci ne uităm cumva la paharul care este în 90% plin și spunem, vedem cei 10% goi din acel pahar și spunem paharul e gol dacă e 10% gol. Avem o situație în care
toată comunicarea a fost falimentară pentru a sublinia valoarea vaccinării atât pentru noi ca persoană, cât și pentru noi ca societate, pentru că era pur și simplu garanția revenirii la o oarecare normalitate. Și din punctul ăsta de vedere avem o situație care este foarte greu de gestionat la acest stadiu. Putea fi gestionată mult mai ușor, pentru că, vedeți, tocmai se discută cu acest Green Pass, cu această, dacă să-l folosim sau nu. Oricum, discuția e foarte tardivă. Dar era mult mai ușor dacă aveam discuția asta în momentul în care situația la începutul anului, în timpul valului 3. Pentru că toate țările în care acest Green Pass a fost adoptat rapid au fost țări care se aflau sub restricții foarte dure. Și atunci este o chestie de percepție relativă. E acea glumă serioasă, că ce înseamnă relativitatea timpului, se spune că l-au întrebat pe Einstein. Păi depinde de care parte a ușii de la toaletă te afli. Asta ce înseamnă? Că dacă suntem foarte relaxați și se impune Green Pass-ul, îl vom percepe, cum este deja perceput în România, ca o restricție. Dacă te afli în Marea Britanie, Franța, Italia, țări care sunt sub restricții severe și ți se spune, uite care e ideea, vreți să ieșiți de sub aceste restricții? Da! Atunci trebuie să demonstrați că sunteți vaccinați, că v-ați declarat boala sau că v-ați testat și prin cu ajutorul acestei demonstrații puteți să circulați relativ liber. Ah, super! Unde semnăm pentru asta? Pentru că, practic, oricine poate să facă parte, dacă este responsabil, evident, și aici discutăm de persoane responsabile, orice persoană responsabilă în pandemie, fie se vaccinează, dacă nu se vaccinează sau refuză să se vaccineze, indiferent de motivele lui, eu nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, să ne înțelegem, atunci a trecut prin boală, dar trebuie să declare că a trecut prin boală. La noi lumea nu declară asta. Atunci, de unde să știu eu că ai fost bolnav ca să-ți dau și ție dreptul să circul liber exact ca unul vaccinat? Și nu vrea să se testeze lumea. Vedem că 80% din părinți vor să meargă copiii fizic la școală, dar tot aceiași părinți nu vor să-i testeze. Păi, totuși, suntem în pandemie. Trebuie să facem o brumă de triaj epidemiologic să ne asigurăm că printre noi nu circulă oameni care sunt infecțioși și care nu răspundeți boala. Pentru că vedem că în România, din fiecare 100 de oameni... Păi și cum vedem asta, domnule Jurmac? Cum vedem asta? Cum reușim să facem asta? În primul rând, testele. Asta eu știți foarte bine că eu bat câmpul eu sunt exact, aveți perfectă dreptate. Spuneți, vă rog. Așa este. Deci, în primul rând, screening-ul prin testare este foarte important. Pe măsură ce protecția vaccinală scade, începe să devină o discuție dacă ar trebui să începem să testăm și pe cei care s-au vaccinat sau au trecut prin boală, pentru că există un deadline. Dar noi de ce nu testăm, domnule Jurma? Cu atât mai mult cu cât vaccinarea e un fiasco total în România. Suntem pe ultimul loc. Pe penultimul, dar sună mai bine dacă zic că în Europa. De ce nu testăm cu atât mai mult cu cât vaccinarea, campania, cum vreți să-i spuneți, nu a fost o reușită, dimpotrivă? Refuză de a testa e dinainte de vaccinare. Deci, pur și simplu, în momentul în care s-a decis că pandemia va fi controlată politic, nu am mai vrut să știm câte cazuri sunt, pentru că putem avea numere incorrecte politic din punct de vedere al incidenței. Astfel încât dacă noi nu testăm, nu putem depista. Prin urmare, putem declara că România este verde. De exemplu, când Grecia a fost trecută pe galben, când eram în Grecia, chiar m-am uitat la cifre, avea 2500 de cazuri pe zi și 3-4 morți. România avea tot 3-4 morți pe zi, dar avea doar 100 de cazuri. De ce? Pentru că nu testam. Deci acest lucru ne-a permis să pretindem că suntem într-o situație verde. Chiar dacă situația a fost excepțională, România n-a fost chiar atât de bună cum s-a dat de înțeles. Și acum, evident că situația este mult mai rea decât pare, pentru că noi vedem că avem 4.000 de cazuri confirmate prin teste, dar pe lângă alea știm că sunt cel puțin 5. Înseamnă că astăzi în România au avut loc 20.000 de infectări, nu 4.000 de infectări. Aceste numere vor genera o creștere în spitale. Alea nu se mai pot ascunde. Oamenii trebuie internați. La ATI trebuie duși. De ce să le-ați văzut că ele se mai pot ascunde sub preș? Cum am aflat în iunie, că de fapt au fost 400-500 de decese pe zi în noiembrie și decembrie, nu 200-250, cum mi s-a spus. De aceea, această cosmetizare a cifrelor pentru a se alinia la discursul politic ne-a făcut foarte mult rău, pentru că discursul nostru a migrat încet spre negaționism. Dacă am fugit de dictatura medicală, care în primul val de bine de rău a reușit să ne păzească de infectări în România... Nu, a fost declarația președintului care a spus că gata, pandemia s-a oprit, n-a zis că s-a terminat, că era mai greu, aduceți-vă aminte. Iar până la congresul PNL, până în 25, că mai e, nu se va impune nicio restricție, domnule Jurma. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, serios acum. Și uite, apropo de informații, apropo de
vaccin. Am primit acum o informație de ultimă oră, care e cumva condus întors, dar e totuși foarte importantă. Deci Pfizer spune că deci Pfizer, nu eu. Adică cei care fac vaccinul, cel mai vândut, cel mai administrat, cel mai injectat în lume, da? Spune că protecția împotriva vaccinului COVID-19 scade după 6-8 luni de la vaccinare. Deci Pfizer spune asta. Sigur că putem să-i acuzăm de faptul că vor să vândă a treia doză. Se poate și asta. Dar nu cred că își permit, pentru că e vorba de o cercetare importantă. E un studiu independent făcut de către Kaiser Permanent Southern California, care sugerează foarte clar că indiferent de variantă, mai degrabă decât ca o consecință a tulpinei Delta. Deci nu are legătură cu varianta despre care vorbim, Delta și așa mai departe, după 6-8 luni. Păi dacă stau să mă gândesc, în România sunt foarte mulți, mai ales e vorba de autorități ale statului, care au făcut acest vaccin în ianuarie-februarie, au trecut 6 luni, au trecut și 8 luni. Tocmai de asta și eu personal am susținut ca să începem vaccinarea cu a treia doză, mai ales a persoanelor vulnerabile, încă din august, atunci când nu am mai avut o contraindicație, că sunt două lucruri diferite. Există o contraindicație la vaccin, da, atunci eu știu, l-amânăm. Dar dacă nu există o contraindicație specifică, atunci nu avem nevoie de o indicație specifică. Vaccinul devine voluntar, în sensul în care pot să-l iau, pentru că n-am nicio problemă dacă îl iau alta decât problemele care le-am avut dacă au existat. Deci, din august puteam deschide vaccinarea cu a treia doză, pentru că deja era practicată în foarte multe țări. Vedeți că aceste studii confirmă, studiile care au venit din Israel, care au constatat o scădere a imunizării, de fapt, destul de așteptată, pentru că să recunoaștem că și imunizarea după infecția naturală urmează o curbă similară și vaccinul nu face altceva decât să inducă tot o imunitate naturală, adică nu produce celule noi. Același sistem imun răspunde la stimulul prezentat de vaccin cum răspunde la stimulul prezentat de virus. Deci puteam să păzim și avem, eu personal cunosc, am prieten care are un tată care este vaccinat cu doză dublă și este internat la terapie intensivă pentru că nu s-a putut vaccina în august cu a treia doză și poate că ar fi fost protejat mai bine. O să avem tot mai mulți oameni care, mai ales că abia în octombrie se anunță și în octombrie să avem 10.000 de cazuri pe zi dacă nu facem nimic. Va fi o catastrofă și s-ar putea să avem imagini similare cu cele din India. De asta mi-e teamă să nu avem Doamne ferește. Colapsa sistemului medical, pentru că dacă vorbești cu medicii din spitale și eu sunt în legătură și cu director și cu oameni care lucrează normal în industrie, ei sunt foarte îngrijorați de faptul că în aceste două luni de răgaz, exact cum ați spus, pandemia s-a considerat terminată în România, oprită. Atât primul ministru cât și comportamentul a fost de la primul om în stat, de la șeful statului, exact, până la cetățeanul de rând. Vedeți că nici măcar secțiile nu s-au reparat, care au fost arse și toate problemele. N-avem spitalele puse în funcțiune care trebuie. Știți că la Matei Balci, în continuare, secția este așa cum este a rămas exact cum a fost atunci după incendiu. Haideți să vă citesc aici, pentru că, uite, am acest studiu, am mai mult despre el și cred că e important pentru toată lumea, inclusiv pentru lumea medicală. Spune așa, Pfizer a prezentat date care arată modul în care vaccinul a devenit treptat mai puțin eficient la intervale de două luni. Eficacitatea vaccinului a scăzut cu aproximativ 6% la fiecare două luni după a doua doză, atenție, în scădere de la 96,2% în săptămâna după vaccinarea completă, la 83% după 4 luni mai târziu. Compania a citat de asemenea datele israeliene care arată că o a treia doză de rapel a refăcut protecția până la 95% împotriva COVID-19. Să fiu bineînțeles, citesc un studiu, nu am îndemnat niciodată pe cineva nici să se vaccineze, nu se vaccineze, dar este un studiu foarte important pentru cei care și-au făcut cele două doze, da? Și-au făcut prima doză și rapelul. Și a trecut suficient de mult timp, adică 6-8 luni, de la a doua doză. Și zic așa, Comitetul Consultativ al FDA-ului se va reuni vineri pentru a decide dacă recomandă autorității de reglementare să autorizeze o doză de rapel din vaccinul Pfizer, adică a treia doză, practic.
FDA a semnat deja dozele de rapel ale vaccinurilor RNM, cum ar fi Pfizer pentru persoanele cu sistemul imunitar slab. Deci asta ne așteaptă. Corect, dar să recunoaștem că discutăm de necesitatea foarte probabilă a unei a treia doze în toamnă, încă de la începutul procesului de vaccinare, mai ales că avem o tulpină care evoluează foarte rapid și încearcă să scape de protecția vaccinală pe lângă acest declin natural, firesc, în urma vaccinării. Și aici, într-adevăr, aceste studii independente sunt foarte importante pentru a justifica anumite măsuri sau a ni se permite să ne luăm noi anumite măsuri, cum ar fi să ne vaccinăm voluntar cu a treia doză, dacă dorim. Aici aș face o precizare că există o categorie care a început să apară în studii, care dobândesc ceea ce se numește aproape superimunitate, care ne bat pe toți cei vaccinați sau cei infectați. Cei care au trecut prin boală și au făcut o doză. Exact, i-ați nominalizat corect. Aceștia, din cauza că au fost inițial stimulați de virus cu o varietate foarte mare de antigen și au o varietate de anticorpi, iar apoi sunt stimulați cu vaccin care este foarte specific pe cheia cu care această proteină spike cu care intră în celulă, dobândesc o imunitate cumulată care îi protejează mai bine decât pe cât oricare, chiar și după o singură doză. Și asta e foarte important, pentru că ar putea fi o ocazie bună pentru cei care au trecut prin boală să profite de asta și să se asigure că tulpina Delta pentru ei va trece cu adevărat fără consecințe. Pentru că nu moartea, din păcate, noi discutăm foarte mult de numărul de decese care este foarte mare în România. Unul din 30 de persoane diagnosticate cu COVID-19 va muri în România. Însă avem din literatură aceste forme de COVID lung, long COVID sau COVID cronic, în care sunt până la 30% din persoane, evident, dependent de vârstă, că întotdeauna vârsta e un factor agravant, care pot dezvolta tot soiul de simptome pe termen lung, care le afectează. Și unul din cele mai interesante lucruri care le-am descoperit este că o mare parte din aceste cazuri în exces, pentru că, vedeți, în noiembrie au murit 30.000 de oameni, dintre care doar 15.000 au fost atribuiți COVID. După aceea, încă vreo 7.000 au fost declarați, într-adevăr, decedați în urma COVID și s-au regăsit în categoria bolilor respiratorii. Însă, în categoria bolilor cardiovasculare au mai fost 7.000 de decese în exces care nu au fost diagnosticate de COVID. Deci aceste decese în exces nu le-am găsit răspândite pe toată patologia din spitale, adică nu e din cauza că oamenii n-au avut acces la tratament în mod egal peste tot. Ci este o dovadă că această boală produce traume grave asupra sistemului cardiovascular care pot trece sau pot fi ignorate și le pot culege consecințele mult mai târziu în viață, peste 5, 10, 15 ani sau chiar mai mult în cazul tinerilor, pentru că și ei sunt afectați într-un mod disproporționat de mare. Deci trebuie să ne uităm un pic și să schimbăm discuția și pe aceste aspecte necunoscute încă ale bolii, pentru că dacă există o necunoscută, este boala în sine. Ne confruntăm de prea puțin timp cu ea ca să știm toate consecințele Vedeți, totuși, dumneavoastră, sunteți un medic și cercetător independent. Când spuneți asta, spuneți un mare adevăr. Și nu am auzit nici la autorități, nici la alți medici să spună lucrul ăsta. Că în continuare boala este o mare necunoscută, domnule Jurma. Asta e marele adevăr. Vă rog. Da, așa este. Deci trebuie să și medicii trebuie să fie un pic mai umili, ca să spunem așa, și să înțelegem că suntem împreună în asta, că trebuie să avem un dialog onest cu oamenii care ne urmăresc pentru și mai ales autoritățile să fie incomparabil mai transparente. Motivul pentru care oamenii apelează la fake news, apelează la toate aceste surse de dezinformare, este că nu au acces la surse credibile de calitate. Voi, presa, faceți o treabă bună, dar sunteți totuși limitați pentru că nu puteți face și munca aceasta de cercetare peste tot. Deci există surse specializate, institute specializate, universitățile mai ales, care lipsesc complet din spațiul public. Peste tot universitățile sunt incomparabil mai credibile decât o instituție guvernamentală. La noi lipsesc din dialogul public. Deci oamenii sunt supuși unui baraj de informații și nu discutăm și mereu vreau să iau apărarea populației care nu se vaccinează, pentru că eu îi înțeleg unde sunt. Ei sunt în ceață de rezolvare
război, se numește Fog of War. Nu sunt persoane needucate de la începutul pandemiei și până acum. Ei de la începutul pandemiei, cei 50% care au fost un pic nelămuriți, nu știau, erau pe gard, cum se spune, au fost expuși constant doar la educație din partea curentului negaționist și antivaccinist. Ei sunt foarte bine organizați, au materiale tot mai sofisticate și pe mine mă surprinde cât de bine sunt produse la modul de oameni care înțeleg știința când le falsifică. Nu mai discutăm de fake-uri de alea cu chipuri, discutăm de articole științifice interpretate și modificate ca să fie interpretate greșit. Și în toată această perioadă, autoritățile statului, cei care ar vrea să-și promoveze vaccinul, pentru că este interesul direct al statului și din punct de vedere economic, este mult mai ieftin să previi decât să plătești 3.000 de euro pe zi într-un pat de spital și eu știu câte sute de euro pe zi într-un pat de spital normal. Deci trebuia o campanie extrem de bine finanțată cu un grup de cercetare care să fie conectat atât la presă cât și la CNA și la toate lucrurile astea, care să comunice constant cu populația, să demonteze fake-urile acolo unde nu sunt și să explice oamenilor, astfel încât să ajungem și noi, pentru că dacă ne uităm la ceilalți și vedem că 75% dintre ei sunt vaccinați, ne punem întrebarea, aia 50% diferența din România sunt mai proști decât italienii, sunt mai proști, că m-am săturat să tot aud că sunt proști și needucați și că sunt... Nu e adevărat. Ei au fost și educați, dar au fost educați de niște autorități care au zero credibilitate, mai ales de politicieni care prin exemplul lor personal nu fac decât să inhibe vaccinarea și nu au fost... Nu s-a permis oamenilor să comunice și să fie educați de niște autorități care să le câștige încrederea. Motivul pentru care Italia, Anglia și ceilalți sunt vaccinați în proporții de 75% este că au fost expuși la o campanie mult mai credibilă de informație, 1, și 2, nu li s-a dat pe gratis restricțiile. Nu ni s-a dat pe gratis niște lucruri exact pe care real nu le-am plătit. Ni s-a spus că le vom plăti prin vaccinare. Țineți minte că erau acelea praguri așa de asumate. 5 milioane, 6 milioane, 10 milioane. Am depășit. Și ăla a fost momentul în care am pierdut campania de vaccinare. Știți? Pentru că în momentul în care noi nu am atins ținta de 5 milioane, noi știți unde eram? Eram la 2 săptămâni de ținta de 5 milioane. 2 săptămâni, nu 2 luni. Dar în momentul în care premierul a zis, a, nu contează că a arătat ținta, primim relaxarea, indiferent, mesajul a fost clar înțeles. Dacă premierul era așa, zici, fraților români, am zis că nu vă dau liber decât dacă suntem 5 milioane vaccinați. Mie îmi spun specialiștii că mai durează 10 zile până atingem. Ei bine, 10 zile nu vă puteți duce la mare să vă distrați. Nu puteți merge la Antol dacă nu suntem 10 milioane. Sau vă vaccinați, sau stați în casă până vă vaccinați. Și atunci erau vaccinați toți. Dar era o perioadă în care eram toți dispuși să facem pasul ăsta, că la data eram toți, abia așteptam să ne vaccinăm. Dar odată ce am revenit la normal, ce om normal, gândiți-vă și dumneavoastră și eu, ce om normal se trezește dimineața, aș vrea să mă vaccinez, nu m-am mai vaccinat de o săptămână. Nu e un comportament normal, exact. E un comportament motivat. Trebuie să fie motivat de o amenințare iminentă sau de o răspundere pe care ne asumăm pentru alții. Eu știu, vrem să plecăm într-o țară străină pentru că suntem condiționați. Deci aici discutăm de acest comportament ambivalent, aproape schizofrenic, în care e o diferență atât de mare între ceea ce se spune și ceea ce se face, încât oamenii nu sunt proști. În România își dau seama că... sunt pe cont propriu și atunci ei au deciziile pe care le au în funcție de circumstanțele în care se află. Și cei mai mulți dintre ei nu sunt informați în mod sistematic de o persoană care să le pese cu adevărat de ei și să fie calificată să vorbească. Domnule Jurma, haideți că mai avem un singur minut. Spuneți-mi cum vedeți evoluția în continuare. Spuneați că în următoarele 2 săptămâni probabil vom ajunge la 10.000 de cazuri. Ce se va întâmpla dacă nu vor fi luate măsuri? Dacă starea de lucruri va rămâne ca și până acum, ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie în România? Da, din păcate, până la sfârșitul lunii septembrie vom ajunge la 10.000 de cazuri pe zi. Vom ajunge probabil la 1.500 de cazuri în secțiile de ATI, iar rata de decese se va apropia de 200 de cazuri pe zi. Este aproape inevitabil, dacă nu apare un miracol și nu vedem că apare, dimpotrivă, pandemia pare să se întețească. Acestea sunt prognoze care nu iau în calcul impactul școlilor. Impactul școlilor a accelerat de fiecare dată până acum curba epidemică, mult, nu așa cât un pic, adică ne-a băgat în val ascendent. Asta înseamnă că dacă
abia după cum spune și eu, cred că până la Congresul PNL nu se vor lua măsuri, chiar dacă se va vorbi de ele, înseamnă că putem să ne uităm la cifre mai mari decât am văzut până acum în oricare val, care este scenariul cel mai pesimist pe care am îndrăznit și eu să-l contemplu până acum. Pentru că dacă se iau măsuri în octombrie, va mai dura 2 săptămâni. Asta înseamnă că mai avem o perioadă de dublare și putem vedea și cifre peste 15.000 de cazuri pe zi, 20.000 de oameni în spitale, secțiile ATI fie la 2.000 pline, fie o creștere dramatică a numărului de decese pentru că oamenii care nu se pot interna la ATI. Nu, e un tablou foarte sumbru. Credeți că e foarte sumbru tabloul pe care îl prezentați? Chiar credeți că vom ajunge acolo? Eu sper că nu. Adică motivul pentru care facem aceste prognoze este ca să luăm măsurile din timp. Adică de ce mergem și... Păi nu, că e clar că până la 1 octombrie nu ia nimeni nicio măsură, domnule Jurma. Da, singura șansă în această situație este să ne izbim de un soi de prag de imunitate care nu știm unde este. Deci este un prag undeva sus acolo, care este imunitatea colectivă dată de cei care s-au vaccinat. Au trecut prin boală. Și cei care au trecut prin boală. Dar vedem că pe măsură ce ne depărtăm de valurile 2 și 3, când noi ne-am vaccinat și ne-am infectat, de fapt imunitatea scade un pic. Și astfel încât până nu vom infecta suficient de mulți oameni în acest val, nu vom atinge din nou acel prag. De aceea este destul de greu de evitat cifrele acestea. Deci aproape că vine greu să mă uit la ele și să recunosc că nu văd cum vom scăpa de ceea ce se întâmplă după 10.000 de cazuri începând cu luna octombrie, când majoritatea școlilor se vor închide probabil datorită faptului că în marile metropole incidența va fi peste 6 la 1000, însă vedeți că tot mai mult se spune că 6 la 1000 e noul 3 la 1000. Deci deja nu se mai discută de scenariul corect, roșu sub 6 la 1000. Deci noi am relaxat măsurile în fața unei tulpini de 2 ori mai infecțioase și de 2 ori mai periculoase. Da, incredibil. Mulțumesc mult pentru participarea din această seară. Ne auzim, ne vedem după 1 octombrie, să vedem. Avem înregistrarea martor, să vedem dacă se va întâmpla, dacă predicțiile despre care vorbeați, Doamne ajută să nu se întâmple, dar Doamne ajută să nu se întâmple. Până în momentul ăsta s-au cam împlinit, din păcate. Am ajuns la 4.000 de cazuri peste noapte, 10.000 de cazuri nu mai înseamnă nimic în ziua de astăzi. Mulțumesc mult de tot, domnule Jurma, seară bună. Noi ne vom continua emisiunea aici, partea a treia. Domnul Mircea Miclea, vom vorbi despre educație, apropo de ce mai înțelegem din educație, ce mai înțeleg copiii care merg la școală, dar nu merg la școală, dar e 3%, dar e 6%, dar fac curs online, dar fac la nimeni nu mai știe asta și părinții nu știu ce se va întâmpla în viitorul apropiat. O scurtă pauză și ne întoarcem cu un specialist în adevăratul sens al cuvântului, că e plină țara de specialiști, imediat după această pauză. Ultima parte a emisiunii, invitatul meu, domnul Mircea Miclea, bună seara, mă bucur să fiți bună în seara. Studio. România e educată, știu că vă place mult, adică v-ați dori ca România să fie educată. S-a mai întâmplat ceva că cu surle și trâmbițe a fost lansat acest program, dar între timp nu s-a mai întâmplat nimic. De ce? Dacă vă referiți la proiectul România Educată, da, atunci da, nu se întâmplă nimic cu el. Practic s-a anunțat că în curând va fi aprobat printr-o hotărâre de guvern modul în care el va fi pus în practică. Asta indirect e o recunoaștere a faptului că el, așa cum este, nu poate fi pus în practică, dar după aceea mai înseamnă și că urmează încă o perioadă în care va trebui dezbătută dezbaterea și apoi aprobate niște comitete și comisii. Și apoi... Nu vreau să vă încurajez, eu vreau să vă dezaprob, da, dar dumneavoastră a spus de la bun început că da, nu are nicio șansă de implementare acest proiect, că de fapt e doar o sumă de... O sumă de păreri. El a pornit greșit din momentul în care a pornit. În loc să pornească de la o analiză științifică riguroasă a situației și să se construiască un document de analiză determinat de un număr de experți și apoi acel document să fie supus dezbaterii publice pentru ca să coagulezi opiniile în jurul unor date riguroase. Nu a început ca o analiză, a început ca o colecție de păreri. A început ca o colecție de păreri și a sfârșit prin a fi o colecție de păreri.
E foarte greu să implementezi un proiect care este doar o colecție de opinii care nu au niciun fel de coerență și care nu au o fundamentală. Da, cunoașteți specialiștii care s-au ocupat de elaborarea acestui proiect cunosc, România Educată? Nu-i cunosc, dar nimeni nu cred că îi cunoaște, pentru că am înțeles că la o interpelare publică de genul cine sunt autorii acestui document, s-a răspuns că toată lumea este. Adică e exact ca în Caragiale, o dăm anonimă și o semnăm toți, știți? Deci nu există autor, e un autor colectiv, așa cum și la Miorița este un autor colectiv și la Baladele Românești sunt autori colectivi. Sau autori populari, adică... Sau autori populari. Spuneți-mi, vă rog, oamenii și-au dus copiii la școală, da? La începutul săptămânii, luni, alaltă s-a întâmplat asta. Ce se întâmplă cu școala românească, domnule profesor? Sunteți și dascăl. Ce credeți că se întâmplă în momentul ăsta cu școala românească și ce s-a întâmplat peste vară? A spus de fiecare dată, înainte de a începe vacanța de vară, tot vorbim de reziliența asta, m-am săturat, că ar trebui să fie făcută. Ce s-a făcut și ce se va întâmpla de aici înainte? Păi, din nou, din păcate, suntem în al doilea an a pandemiei și suntem la fel de nepregătiți ca în prima an a pandemiei, nu? Adică peste vară trebuiau să fie făcute acele programe remediale, nu s-au făcut, sau s-au făcut în unele locuri foarte puțin, iar profesorii nu au fost plătiți pentru activitățile remediale pe care le-au făcut. Nu a fost niciun fel de evaluare riguroasă ca să știm, uite care este efectul pandemiei și uite unde anume trebuie să intervenim și să fie pus la punct un plan de intervenție. A de fost ce? Lăsat de pentru, ce, că, pentru că dacă recunoști o problemă, atunci te faci responsabil să o rezolvi. Dar dacă nu recunoști o problemă sau dacă minimalizezi, faci difuză reprezentarea problemei respective, responsabilitatea ta ca să o rezolvi este redusă. Deci în cazul acesta, în loc să faci o evaluare riguroasă și să spui iată unde suntem, iată efectele pandemiei, deci uite ce avem de rezolvat, lași la cheremul profesorilor, asta a fost decizia, ca fiecare să evalueze loco în ce măsură pandemia a afectat sau n-a afectat performanțele școlare ale copiilor. Și această evaluare a fost făcută în funcție de cum a știut fiecare și cât chef a avut să facă evaluarea asta. Prin urmare, ministerul și statul s-a deresponsabilizat de ideea de a da o soluție la problema aceasta. Deci nu recunoaștem problemele și atunci nu ne socotim responsabili să le rezolvăm. Asta este o strategie care se utilizează nu numai în educație, peste tot. Nu? Se neagă, se minimalizează probleme evidente pe care le vedem ca oameni obișnuiți pe stradă, în viața noastră de zi cu zi, probleme reale, însă, la un anumit nivel, aceste probleme sunt cosmetizate, sunt minimalizate, sunt negate sau sunt considerate inexistente și atunci nu socotesc responsabili să răspundă la aceste probleme. E o difuzie de responsabilitate. De ce nu s-a făcut nimic peste vară? E o întrebare. De ce? Că dumneavoastră spuneți un lucru pe care știu, iertați-mă, pe care știu foarte puțin. Avem 4.000 de cazuri și așa mai departe. Știm cu toții că nu suntem pregătiți și că iarna, dar și pandemia, valul 4, ne vor lua prin surprindere. Deja ne-au luat. Dar în ceea ce privește educația, vorba de copiii noștri, vorba de școală, de părinți, de populația României într-o mare măsură implicată. De ce nu s-a făcut nimic? Deci, eu am mai spus, cred că majoritatea, din păcate, covârșitoare a celor care sunt în funcții publice, mai ales din rândul politicienilor, nu sunt interesați să rezolve probleme, sunt interesați să-ți promoveze propriile lor interese. Deci agenda lor este determinată de interesele lor, nu de problemele pe care trebuie să le rezolve. Și atunci degeaba le arăți, iată problema și le spui soluția. Nu? Hai să luăm cazul concret. De 10 ani, din 2011, am scris articolul acela de lege de a face o bibliotecă școlară virtuală și o platformă de e-learning și de a face lecțiile făcute de cei mai buni profesori, înregistrate și puse pe platforma aia. De 10 ani, domnul Tucă. Am repetat de mai multe ori pe pași ce trebuie făcut. Vă spun eu de 2 ani. Spuneți de 2 ani, pe bune. În ciuda faptului că se știe și sunt bani pentru așa ceva, nu s-a făcut nimic. Care e explicația? Explicația cred că e simplă. Oamenii nu sunt interesați de a rezolva probleme, sunt interesați pur și simplu de a-și promova interesele lor mărunte. Ceea ce se vede și în săptămânile acestea la nivel național, tot ceea ce face guvernul. Nu punem în paranteză problemele țării, pentru că avem noi o agendă internă și în funcție de agenda internă trebuie să ajungem undeva. Deci, nu, ce să mai vorbim, că nu ne interesează educația, nu ne interesează țara, nu? Nu sunt interesați de problemele țării. Dacă agenda lor internă prevalează asupra tuturor lucrurilor. Prin urmare, nu cred că sunt disponibilități de a rezolva probleme, ci de a-și promova interesele. Bun.
Și ce le spunem părinților? Da? Părinții s-au dus de bună credință, chiar cu bucurie, uite, a început școala în clasă, la cursuri, fără să fie online. Ce le spunem? Ce se va întâmpla cu ei? Care ar fi soluția pentru, măcar în ceasul, în ultimul ceas, când mai e ceasul al 12-lea, că e prăpăd? Ce trebuie făcut? În afară de aceste ore, da? Ce mai poate fi făcut? Oamenii au treaptă, au treapta întâi, au bac și așa mai departe. Domnul, vă spun un lucru simplu care cred că pe care îl pot face aproape toți părinții. Să încerce să pună mai multă ordine în viața pe care o au copiilor. E valabil nu numai pentru copiilor, e valabil și pentru noi ca adulți. Ca să contracarăm dezordinea din jurul nostru, pentru că e o dezordine infernală. Deci în fiecare zi avem știri contradictorii, vedem factorii de decizie că iau decizii contradictorii, nu mai avem speranțe că se va întâmpla ceva bun, deci e o dezordine și o incertitudine enormă. Ca să contracarezi această incertitudine, să nu intre în viața ta și să te distrugă, să te facă să devii anxios, depresiv, să renunți la orice obiectiv, trebuie să contracarezi dezordinea din afară cu un plus de ordine dinăuntru. Asta înseamnă că te scoli mâine și ești și mai atent la scopurile tale, și mai atent la agenda pe care trebuie să o faci, la ce oră te-ai sculat, când mănânci, când îți faci temele, când îți termin temele, când te întâlnești cu cutare, când rezolvi cutare probleme. Trebuie să contracarăm dezordinea din jur cu un plus de ordine dacă vrem să supraviețuim. Pentru că, din păcate, nu putem să așteptăm că va veni ordinea de sus în jos, văzând câtă dezordine e acolo unde se iau deciziile de sus. Pentru că nu va veni. Pentru că nu sunt capabili să producă ordine, doar entropie, doar dezordine, ok? Și atunci trebuie să contra. Și atunci, sfatul meu este ca fiecare părinte să înceapă nu numai cu sine, să facă mai multă ordine în viață, și cu propriul copil. Să înceapă să urmărească mai riguros programul de învățat, programul de făcut teme, programul de făcut activități fizice, să-l monitorizeze mai îndeaproape. Nu e nicio exagerare, pentru că o stare de război. Nu e niciun fel de exagerare. Este o modalitate, cum am spus, de a crea o insulă de ordine într-un ocean de dezordine, pentru că altfel vine valul ăla și te mătură. Și atunci singura modalitate de a rămâne echilibrat și de a face performanțe în continuare e de a contracara dezordinea din exterior cu un plus de ordine pe care o generezi, pe care o produci tu. Și atunci vom supraviețui. Așa că fiecare dintre noi și copiii noștri trebuie să întrezim mâine și să încercăm să ne facem mai bine lucrurile care le putem face și să fim și mai atenți la ritmurile noastre, programul nostru, să creăm mai multe ordine într-o lume tot mai dezordonată. Orele remediale, iertați-mă că vă întreb și eu și întrebare de principiu, se pot face în particular cu meditații, da sau nu? Recomandați astfel de lucruri? Deci, întrebare foarte practică. Sincer, vă spun, domnul, că văzând că guvernul și factorii publici, nu? Nu sunt capabili să producă soluții pentru a ajuta pe acești copii să învețe, să recupereze materia pierdută. Sper ca mediul privat, o firmă, un grup de firme, o coaliție dintre niște firme și niște ONG-uri să producă soluțiile pe care statul, cu toate fondurile pe care le are, nu-i capabil să le producă. Să producă un grup de privați, o bibliotecă școlară virtuală, un grup de privați să înregistreze lecțiile, toate lecțiile, de exemplu, necesare pentru un elev ca să dea bacalaureatul la limba română. Toate lecțiile necesare pentru elev să dea bacalaureatul la matematică. Îi ia pe cei mai buni profesori, îi plătește, îi înregistrează, adaugă lângă înregistrările acelea exemple, contraexemple, schemă, teorii, construiește această platformă și oferă pur și simplu contracost sau cum să o gotez de cuvință, dar or să ofere o soluție. Pentru că, din păcate, nu mai e de așteptat o soluție din partea statului. Sper să apară o coaliție a factorilor privați, a firmelor, a ONG-urilor și firmelor, ca să producă astfel de soluții. Pentru că altfel statul s-a dovedit încă o dată fiind incapabil, are o bază legală de 10 ani, a avut fonduri nenumărate, li s-a spus de nu știu câte ori procedura și nu au făcut nimic. Nu mai e nimic de așteptat de la stat, e de construit ceva în regim privat. Dar în ceea ce privește meditațiile, cum vedeți ideea asta? Copiii care nu fac meditație nu o să reușească, se spune mult, de multe ori lucrurile astea. Da, vă spun cum văd problema asta. Diferența principală dintre elevi nu e dat atât de creierul lor, ci e dat de calitatea cadrului didactic care le predă.
Și atunci, dacă tu ești dezavantajat că nu ești la o școală unde este profesorul bun sau nu ești în clasa unde predă profesorul bun, trebuie să compensezi cumva acest deficit pe care l-ai și atunci singura modalitate este de a merge la meditație. Vreau să spun că nu ai ce face dacă vrei să remediezi. Trebuie să-ți forțezi părintele sau părintele simte obligat să-ți plătească aceste meditații. Lucrurile din nou s-ar schimba fundamental dacă fiecare elev ar avea acces la lecțiile celor mai buni profesori. Exact. Atunci nevoia de meditație s-ar reduce semnificativ. Nu numai... Deci eu mă pot uita la lecția celui mai bun profesor care predă, știu eu, teorema lui Pitagora, de câte ori doresc. Care o predă oriunde în România, că oriunde. Nu trebuie să fie de la deci tine, din școală, sat, din oraș. Exact. Eu pot să fiu într-un sat și să ai acces la acea platformă. Exact. Și să urmărești lecția cel mai bun profesor. În... Adică nu venim cu măsuri punitive și spunem interzicem meditațiile sau spunem meditațiile nu sunt bune și așa mai departe, dar nu oferim soluții alternative. Pentru că problema e reală. E un deficit de calitate a cadrelor didactice și de inegalitate de șanse pentru copii. Și ei trebuie să compenseze cumva. Deci nu mergem cu soluții normative, trebuie să venim cu soluții reale. Și cât de tare s-a adâncit acest decalaj în pandemie? Cei care au fost în față, acum sunt și mai în față, cei care au fost în spate, acum sunt și mai în spate. Altfel spus, decalajul dintre cei care au dezavantajați și cei care erau avantajați a crescut. Cei care erau avantajați socioeconomică proveneau din familii mai capabile din punct de vedere financiar și aveau acces la profesori din clasele mai bune, s-au dus mai în față. Cei dezavantajați au rămas și mai în urmă. Deci, practic, pandemia a crescut inegalitățile dintre elevi, din păcate. Și astea sunt consecințe majore. Aș mai spune încă un lucru care, ca să revin asupra unei idei care am spus, apropo de nevoia de ordine. Vedeți, în ultima vreme sunt tot fel de cercetări în neuroștiințele cognitive despre așa numitele funcții executive, adică niște funcții care sunt din cortexul prefrontal, mai ales stâng. Acolo sunt funcții de genul raționamentul analitic, concentrarea atenției, planificarea, organizarea. Bun. În singurătate, adică stând eu doar la mine în cameră. Apropo de Zoom și de lecțiile acestea online. Aceste funcții se deteriorează. Singurătatea, lipsa de interacțiune și de structură duce la deteriorarea capacității mele de a mă auto-organiza. Eu văd și la adulți, am discutat și cu oamenii care lucrează în firme de IT. Își fac treaba, dar într-o perioadă mai lungă de timp decât înainte, amână mai mult decât înainte, nu mai au eficiența de dinainte, chiar dacă o duc la bun sfârșit. Asta înseamnă deja deteriorarea funcțiilor executive, adică a capacității de analiză, de concentrare, de auto-organizare și de planificare. Partea proastă este că odată ce încep să se deterioreze, se tot deteriorează. Adică deci, nu se oprește nu se undeva oprește. Deteriorarea. Deci, prin urmare, aș sfătui pe oricine să reacționeze ceea ce, cu plus de ordine și în ceea ce spuneți e incredibil, pentru că există tentația asta nu numai la elevi, pentru că aici vorbim despre cu pandemia, cu 3 la mie, 6 la mie, nu știu niciodată. Da. În momentul ăsta, dacă îi întrebi, habar n-au când copiii vor face școală online, când vor face. Dar asta contează. Dar e important și pentru ceilalți. Există din ce în ce mai mult tentația ca oamenii să lucreze de acasă. Și uite, cercetarea asta, ceea ce spuneți, e absolut incredibilă. Eu aș sfătui, domnul Tucă, să încerce pe cât posibil să nu lucreze de acasă. Vă spun... Unul dintre argumente este cel care l-a menționat înainte. Stând acasă, se deteriorează abilitatea ta de a te auto-organiza, autodisciplina și vă subliniez că sunt alte cercetări care arată că în performanță autodisciplina este mai importantă decât IQ-ul, aproape de 2 ori. Corelația dintre coeficientul de inteligență și performanță la nivel de final de colegiu este de 0,32. Corelația dintre autodisciplină, adică faptul că tu ți stabilești scopuri și îți realizezi scopurile și te monitorizezi să realizezi scopurile, deci corelația dintre autodisciplină și performanță este de 0,67, dublă. Deci, prin urmare, nu ne jucăm. Adică autodisciplina este unul dintre factorii majori de succes. Ei, și atunci, stând și lucrând acasă de unul singur sau lăsându-te în dezordine, că mai mergi când lucrezi și te mai uiți la frigider, te uiți pe geam, iar mai lucrezi, iar mai pui o muzică. Dezordinea aceasta, din păcate, care la început este în afara ta, în viața ta, treptat se internalizează și devine o dezordine a modului de funcționare a minții tale. Așa că lucrul de acasă produce o creștere a dezordinii a modului de funcționare a minții, mai ales a deteriorarea funcției executive. Și doi,
îți pierzi abilități sau nu mai dobândești abilități care sunt extrem de importante. Să presupunem că dumneavoastră sunteți adult și decideți să lucrați de acasă. Pentru că nu mai vreți să lucrați, să nu lucrați în IT și vreți să stați acasă, e mai comod, stați pe canapea, etc. Bun. O să vă spun, domnul Tucă, nu o să mai dezvoltați niciun fel de abilitate de leadership, pentru că nu puteți dezvolta leadership în interacțiuni cu ecranele. Exact, sau uitându-te pe fereastră. Da, dar dumneavoastră o să spuneți, nu mă interesează leadership-ul. Mm-hmm. Iar atunci o să revin și o să spun, domnul Tucă, nu vă veți putea dezvolta abilitățile socio-emoționale. De exemplu, capacitatea de a rezolva conflicte, de a interacționa cu oamenii, de a negocia cu ei. Trebuie să fii în proximitatea lor ca să dovedești. Diplomat până o să, urmă, exact, o să spuneți, nu mă interesează nici asta. Ba da, mă interesează toate. Ba da, vă interesează. Pentru că dacă dumneavoastră o să aveți un copil care ajunge în clasa nouă și care se ceartă cu colega lui de clasă sau cu colegul lui de clasă și intră într-un conflict cu el și vine și vă spune, și tu nu știi ce, tată, ce să fac, cum să rezolv? Nu știu, tată, că eu am fost online. Nu știu, tată, că eu am fost online, am fost solipsist, am fost în bula mea și habar n-am ce înseamnă conflict, rezolvări de conflicte, negociere, că nu știu. Vedeți? Deci așa trebuie să ne gândim, adică se pierd abilități sau nu le mai dobândești abilități care, dacă nu-ți pasă ție că nu le ai, sunt extrem de importante pentru copiii tăi. Deci trebuie să fim foarte atenți la cum ne organizăm viața. Repet încă o dată, contracarăm dezordinea din lumea, din jurul nostru, printr-un plus de ordine pe care o autogenerăm, o generăm noi în viețile noastre cotidiene, pentru noi și pentru copiii noștri. Da, nu e vorba doar despre ordine, pentru că lecția noastră e incredibilă și a zis și eu, odată cu cei care se uită la noi, la această lecție extraordinară. Și anume, de la studiile și cercetările despre care ați vorbit, înțelegem foarte clar că singurătatea, că statul în fața calculatorului la nesfârșit, că nu mai vrei să socializezi, cum se spune, nu mai vrei la muncă, de fapt este afectată gândirea funcțiile creierului până la urmă. Mai mult decât atât, să-mi spuneți dacă am înțeles bine, până la urmă IQ-ul săracul rămâne undeva izolat. Degeaba ai un IQ extraordinar dacă disciplina minții tale, autodisciplina, socializarea și toate celelalte lucruri nu există. Cu siguranță. Adică cu IQ-ul mor de foame, ca dacă absolut. Dați voie. Deci vreau să, absolut. Deci vreau să ne lămurim cu inteligența sau cu cunoștințele pe care le avem. Se întâmplă același lucru ca și cu orice resursă, domnul Tucă. Deci important este să avem o resursă, dar și mai important este să știm cum să exploatăm resursa respectivă. Hai să luăm o comparație. Țara aceasta are foarte multe resurse naturale. Da, dar nu știe să le exploateze. Are resurse de turism. Da, dar nu știe să le exploateze. Suntem toți săraci. Degeaba avem resurse dacă nu știm cum să le exploatăm. La fel se întâmplă și cu cunoașterea din capul meu și cu abilitățile pe care le am. Degeaba am eu abilități de a gândi sofisticat dacă eu nu știu să-mi exploatez aceste abilități punându-mă în situația de a le exploata, adică confruntându-mă real cu probleme. Eu pot să am abilitatea de a negocia, dar dacă eu nu mă pun în situația de negociere, că mă uit tot timpul la display-uri, la ecrane, eu îmi pierd această abilitate treptat, pentru că prin neutilizare, practic, abilitatea respectivă se depreciază. Domnule profesor, cred că asta e prima lecție care trebuie predată al Ministerului Educației. Îmi pare rău. Nu mai are rău să predai lecții la cineva. Ba nu, îmi pare rău că trebuie să nu vrea să înveți. Păi nu, de ce să nu? O tot repetăm, da. Asta e prima lecție, adică vorbim despre funcțiile creierului în educația fiecărui copil și în educația fiecăruia dintre noi. Foarte mulți oameni vor să lucreze acasă, iar această izolare deteriorează grav sistemul de gândire. Corect. Și așa mai departe. Corect, asta este fundamentată științific. De aceea reamintesc că am meditat mereu din aprilie, după ce a terminat prima lună de stare de urgență din celălalt an, a spus, trebuie să vină cât mai repede copiii la școală, cât mai mult și așa mai departe, când pericolele erau foarte reduse. Din păcate au fost mereu ignorate toate lucrurile acestea și asta este trendul și acum. Dar apropo de asta, pentru că ați vorbit de multe ori, starea în pandemie, starea de anxietate, problemele mari, inclusiv cele suicidale, toate astea s-au amplificat. Și dumneavoastră știți mai bine, da, pentru că aveți niște platforme care se ocupă de asta. Și vă rog de fiecare dată, și o să vă rog și în seara asta, mai avem ceva timp, după pauză să ne vorbiți despre ele și cum să le găsească oamenii, pentru că oamenii pot găsi sprijin acum. Acum, acolo, sau mai ales acum când sunt izolați acasă. Și apropo de această izolare, am foarte mulți prieteni care au lucrat în companii mari, cu sute de oameni, cu mii de oameni, în spații deschise, cum se spune, în companii multinaționale.
atât aici, cât și în străinătate. Am prieteni în Franța, am prieteni la Bruxelles, multe. Și lucrează de un an acasă și nu mai pot să fac asta. Și vor să schimbe jobul pentru că nu mai pot efectiv. Au făcut câte o petrecere la 6 luni, la un an, cu cei cu care se vedeau în fiecare zi și a fost o nebunie faptul că s-au regăsit și au dat seama cât de sălbatici, cu ghilimele, au devenit între timp. Sentimentul de apartenență la ceva este un lucru extrem de important dacă frecvența interacțiunilor e tot mai rară. Pentru că tu nu te vezi cu colegii. Păi nu e numai online, nu mai există. Da, atunci apartenența se reduce și din nou singurătatea și sentimentul ăsta de lipsă de coeziune adâncește toate stările. Cu atât mai mult cu cât, mai ales în străinătate, dar și în România într-o bună măsură, locurile în care se putea întâlni au fost închise, perioade foarte lungi de carantină și așa mai departe. Haideți să vorbim despre platformele pe care le știți atât de bine și care pot ajuta oamenii, mai ales în această perioadă după pauză. Și aș vrea să mai vorbim despre ceva, despre acest analfabetism. Apropo de copii, pe mine mă doare de fiecare dată când se vorbește despre România că este la coada clasamentului. Sau nu, de fapt este pe primele locuri atunci când vorbim despre copii analfabeți. Da, mă doare foarte tare asta și vreau să ne explicați de ce și ce înseamnă și cum se poate rezolva. Pe termen scurt, pe termen mediu. Printr-un proiect care să fie elaborat din nou în vreo 7 ani, probabil. A, deci, practic, în următorii 7 ani vom rămâne tot pe locul întâi, locul întâi și medalia de aur la... Am pierdut 7 ani, domnul Tucă. Vorbim imediat, domnule profesor. O scurtă pauză și ne întoarcem. Continuăm. Vorbeam despre analfabetismul în rândul copiilor și citeam că aproape jumătate dintre ei citesc ceva, dar nu înțeleg pe românește. De ce am ajuns aici? Ce se poate face? Am ajuns aici pentru că nu s-a făcut remedierea din timp a acestor deficite. Practic, în legea educației... sunt puse niște modalități de a evalua copiii după fiecare ciclu curricular. Adică faci o evaluare în clasa a doua, ca după aceea să identifici după ce, unde sunt hibele lor și domnul învățător are la dispoziție 2 ani să le corecteze. Apoi la clasa a patra, ca după aceea să știi ce corectezi ca profesor din clasa a cincea. Apoi la clasa a șasea, pentru ca să știi după aceea cum să-i orientezi pe copii. Cine are șanse să meargă la un liceu mai bun, cine are șanse să meargă la o școală de arte și meserie, etc. Și să corectezi încă o dată. Funcția acestor evaluări este de a identifica problemele și de a le corecta din timp. Din păcate... s-au făcut astfel de evaluări, dar s-au pus toate datele la sertar. Și atunci, avem elevii care intră în clasa 1 și termină clasa 8 și abia atunci ne uităm cu mirare că o treime din ei nu sunt capabili să ia nota 5. Da? Și atunci ne ridicăm din numeri și ne spunem ce avem de făcut în momentul acesta. Păi trebuia să intervenim din timp. Deci s-a ajuns la analfabetism funcțional pentru că nu s-a făcut o intervenție din timp. Nu s-au utilizat datele de diagnostic, datele de evaluare. Care existau. Care existau. Dar s-au băgat sub preș, domnul Tuc. Deci nicio școală, niciun inspectorat, niciodată ministerul n-a făcut o analiză a lor ca să spună după aceea, ia să vedem cum stați și uite ce măsuri, văd să ne raportați măsurile pe care ați luat. Nimic. Da? Nimic. Zero. Și atunci... Dar de ce să nu faci asta? Iertați-mă. Pentru că, din nou, trebuie să muncești. De ce să... A. De ce să muncești, domnul? Că scuzați. Spuneați că s-au pierdut și aici 70 ani în legătură cu asta. Da, uitați, acum câțiva ani... Și remedierea durează la fel. Acum câțiva ani m-am uitat la evaluările naționale care au fost făcute în clasa a doua și a patra, care sunt munți de date. Am făcut o analiză a acestor date statistice care erau ascunse. Erau ascunse nu în sensul că erau inaccesibile. Erau doar lăsate ca date statistice brute, deci nimeni nu înțelegea nimic din ele dacă nu le prelucra. Dar anume s-a făcut chestia. Am făcut o analiză. Și am putut să fac o predicție că 40% dintre cei care erau atunci cu probleme vor avea probleme la admitere la liceu. S-a confirmat. Și așa s-a întâmplat. Complet. Da? Datele sunt publicate. Uh-huh. Deci, altfel spus, puteai ști din clasa a doua că cu tare copil are va avea probleme și când va da bacalaureatul și că trebuie mare... să intervii exact. Până atunci. Exact. Iar această intervenție nu s-a făcut. Da? Și de asta se ajunge la analfabetism funcțional. Odată pentru că nu vrei să diagnostichezi, ascunzi datele,
chiar dacă legea te pune să, să dai evaluările alea, tu le ascunzi. Și doi, nu faci intervenție timpurie. Și dacă intervii din timp, atunci poți corecta. Efectul este acest analfabetism funcțional pe care îl avem. Din nou, pentru că oamenii nu vor să rezolve probleme. Vor să stea confortabil în zonele lor și au modelele sociale de succes care îi stimulează să facă la fel. Nu? Nu rezolvăm probleme, doar ne facem că rezolvăm probleme. Dăm din gură, spunem 3 propoziții și ajungem la putere. Nu ajungem la putere pentru că am rezolvat probleme, ci pentru că am... Vorbit frumos. Mai avem câteva minute și voiam foarte tare să vorbiți despre aceste platforme și să ne spuneți în procente, dacă se poate, în urma studiilor, cercetărilor, cât de tare a crescut gradul de anxietate în rândul populației, în rândul tinerilor, odată deci, cu pandemia și cu grosomodo, dacă izolarea. Ne uităm și coroborăm datele din diverse lucruri, gradul de anxietate a crescut cam cu 30% față de cum era înainte. Sigur, variază foarte mult pe grupuri de populație, de la un grup de vârstă la un alt grup de vârstă și mai departe. Dar, pe de altă parte, situația care s-a creat acum cu pandemia a făcut și pe oameni să conștientizeze mai mult propriilor probleme de anxietate. Efectul este, de pildă, pe platformele acelea online pe care noi le-am construit pe baza de tot felul de date științifice, pe care le-am publicat înainte în reviste de specialitate, înainte de pandemie. Noi nu știam că va fi pandemie, dar ne-am gândit că trebuie construite astfel. Spuneți unde sunt să le caut oamenii. Da, e www.paxonline.ro www.paxonline împreună. Paxonline. PAXonline.ro și depreter.net. Depreter.net. Da. Și spuneți despre ele. Deci înainte de a veni pandemia... Ne-am gândit că oamenii încep să aibă o minte hibridizată de utilizarea tehnologiei digitale și, prin urmare, modalitatea clasică de a oferi servicii de psihoterapie doar la tine în cabinet face aceste servicii inaccesibile pentru foarte mulți oameni. Adică, dacă nu ești din localitatea unde este un psiholog bun, tu n-ai acces la psihoterapie, nu? Și atunci problema era de a crește accesibilitatea acestor servicii, unu, și doi, de a crea servicii de psihologie pe mintea generațiilor care vin, care au o minte modificată de interacțiunea permanentă altfel, cu tehnologie, tehnologie, adică au așteptări, de exemplu, să comunice cu tine de oriunde, oricând, să se uite la conținuturi multimedia, nu numai să mă asculte pe mine ca terapeut care îi spun iată ce trebuie să faci, să se uite la un filmuleț și să aibă un text și să aibă o schemă și să aibă o animație care să-i spună același lucru. Pentru că poate nu ei vrea să fie atent la cuvintele mele, dar e atent la celelalte componente multimedia. Și atunci am creat aceste programe multimedia. Iertați-mă, doar o secundă, trebuie să le spunem că sunt site-uri specializate. Nu sunt, că știi, ideea, intră pe site-ul ăla de pe site. Nu. Site-uri specializate unde găsim profesioniști care te învață. Deci soluțiile sunt soluții profesionale, nu sunt soluții de larg consum, nu sunt soluții care vând gogoși și care spun că stai acolo, utilizezi, descarci nu știu ce aplicație. Și că oamenii aia vindecă, sunt terapeuți. Nu. Oamenii aia vindecă, sunt terapeuți. Noi am făcut o selecție din psihologi din toată țara. Și oamenii pe care noi am selectat au fost trainuiți încă o dată cum anume trebuie să facă terapia anxietății și a depresiei și abia după ce au fost licențiați de noi, repet, ei au fost licențiați la universitate, la masterat, la Colegiul Psihologilor, noi am făcut un filtru și mai rigoros și am spus, mai trebuie un filtru ca să lucreze cu astfel de tehnologii. Pentru că dacă dai o sculă bună unui om care nu-i capabil, nu face lucruri bune. Trebuie să ai două lucruri ca să faci un lucru bine făcut. Unelte bune și oameni competenți. Și atunci noi am încercat în aceste soluții să avem ambele lucruri. Unelte foarte bune, validate științific și doi, oameni foarte competenți. Și asta se găsesc. Și tehnologia, asta se găsesc, vorbim exact. De unelte, că e foarte important. Asta. Oamenii de acasă pot intra în legătură cu un terapeut care îi poate ajuta și e foarte important. Oamenii de acasă pot să, dacă ajung pe acele platforme, pot să-și facă o evaluare a nivelului lor de anxietate sau depresie fără să plătească ceva, dar după deci evaluarea o pot face gratuit. Absolut. Un screening. Da. După ce au acel screening, dacă vor o diagnoză mai avansată, atunci trebuie să facă apel la un terapeut care le dă instrumente acestei evaluare, ei stând acasă, se face diagnosticul și apoi se face intervenția. Intervenția o pot face fie în regim de self-help, adică ei singuri își iau niște module acolo pe care ei le parcurg și îi ajută. Noi am publicat studii în Journal of Anxiety Disorder care arată că este extrem de eficientă și în regim de self-help utilizarea acestor platforme, sau fac apel la un psihoterapeut
care stă de vorbă cu ei și le prescrie și astfel de module și împreună rezolvă problema. Ultima întrebare. Știți că v-am remarcat după ceva timp, nu că nu v-aș fi remarcat atunci când a fost ministru, în momentul în care a spus că, fraților, hai să ieșim din peșteri. Lumea a supraviețuit atunci când toată lumea era izolată, a supraviețuit nestând, ieșind din peșteri și că avem nevoie de a fi, de a lucra, de a munci, de a fi prezenți, nu de a ne izola. A fost o chestiune curajoasă în vremurile aia, când orice om care, sau fiecare dintre noi care spunea că trebuie să mergem la muncă, era înjurat. Sigur, teama, frica, spaima erau foarte mari atunci. Și plecând de la ceea ce spunea atunci, am văzut acum, am citit o informație care m-a întristat foarte tare. Oamenii au început să dea foc cărților la nivel de școli, de instituții, cărți care nu mai sunt corecte, cu ghilimele de rigoare. Păi ce ne așteaptă atunci după arderea cărților, domnule profesor? Arderea oamenilor, că așa s-a întâmplat și în Germania nazistă. Întâi au început să arde cărțile. Freud, de exemplu, auzind lucrul acesta că în Alexanderplatz se ard cărțile, a spus, e un mare progres în evul mediu, se ardea oamenii, acum se ard doar cărțile, după care s-au ard și oamenii. Așa că probabil că asta va fi, dacă noi nu avem curajul să ne opunem unui astfel de culturi de cancel culture, cum se numește, nu? În care se interzic cărțile care nu sunt politic corect. Domnul Tuca, am trecut odată printr-o ideologie care ne-a spus ce carte trebuie citită și ce carte nu trebuie citită și care a schimonosit cultura. Cred că lumea. Cred că suntem foarte datori. Măcar ăștia care am trecut prin lumea aceea și care am trăit experiența că ideologia ne schimonosește viețile. Să ne opunem unei astfel de ideologii care, din nou, sub o altă umbrelă, încearcă să ne schimonosească viețile. Asta cred că trebuie să luăm atitudine foarte fermă împotriva unei astfel de ideologii care nu are bază științifică, are doar un fundament bazat pe interese și pe promovarea unor interese, ca orice ideologie, să ne opunem unei ideologii care e capabilă încă o dată să ne schimonosească viețile, așa cum cealaltă ideologie, cea socialistă, ne-a schimonosit viețile. Domnule profesor, mulțumesc că, din păcate, sau din fericire pentru noi, și noi și publicul nostru a asistat la o lecție deschisă, gratuită, Doamne ajută! Adică, vă mulțumesc, eu vă mulțumesc foarte mult și am aflat lucruri atât de importante și de interesante, mai ales pentru o perioadă atât de grea, a spune pentru omenire în general, pentru noi toți. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Și mulțumesc. Ne vedem din nou mâine seară. Până atunci, ce mâine? Joi? Nu știu când a trecut săptămână. Joi, ne vedem joi, cum a spus. Ținem aproape.